Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Regele Cercetorilor, Capitolul 51, Bătălia Tentativa lui Etienne Dole făcea parte dintr-una dintre acele acțiuni pe care numai disperarea le poate inspira. S-a văzut cum izbutiseră să ajungă la holul în capătul căruia se deschidea poarta cea mare de la intrarea în închisoarea consingerii. Așadar, câțiva pași încă și ei ar fi fost liberi. Chiar în momentul acela, gărzile s-au aliniat la iuțeală în fața porții, încrucișând halebardele, tot în acel moment, Gilles Lemayu a apăruse îngrozit, întrebând despre ce se petrecea. Atunci, a strigat Lanțene: Ajută-mă, Manfred! Manfred staționa în stradă cu vreo douăzeci de oameni dispersați. La chemarea lui Lanțene strigase la rândul său: La mine, argotieri! și năvăli cu sabia în mână în interiorul închisorii. Cercetorii îl urmară: Dole și Lanțene se repezira asupra barierei via gărzilor și începură un vol mășală incredibil în hol. Cerșetorii țâșniră ca niște demoni și de fiecare dată când unul dintre ei ridica și cobora brațul, cădea câte un gardian lovit de moarte. Cinci sau șase cadavre și tot atâția răniți erau întinși deja pe dalele roșii de sânge. Bariera de halebardieri se dizloca, se clătina. Lansene apucă deodată brațul lui Dole și înaintară cu frunțile plecate. Aveau să treacă. Înainte!" urlă Manfred, împungându-l pe sergentul gărzilor. Lanțene, se grăbi. În acest moment, strada se umplu de zarvă. Se auziră ordinele rapide ale marelui magistrat, sosiră arche buzierii călare și aliniați în stradă în fața porții își pregăteau armele. Lanthene s-a repezit tărându pe Dole, în deschizătura lăsată liberă prin uciderea sergentului care se prăvălise. Fugi!" răgni el. Dar, în aceeași clipă, simți o puternică zguduitură și, în secunda următoare, se trezit dincolo de gărzi, printre oamenii lui Manfred, în timp ce Dole, înfășcat cu brutalitate de Gilles Lemayu, rămânea înăuntru. Cinci sau șase gărzi îl înconjurară pe editor, pe când ceilalți făceau stânga împrejur, duelându-se cu cerșetorii. Vai nouă!" răgni la țenet, Voi să se arunce asupra halebardelor, Manfred îl apucă de mijloc. Liberi putem să-l salvăm încă, spuse cu iuțeală. Retragerea! Răsună un tunet ca un răspuns la acest îndemn. Erau archebuzierii care trăgeau concentrat. Se auzi vocea lui Monclar, care ordona încărcarea archebuzelor. Înainte!" țipă Manfred în timp ce se întorcea către stradă. Privi în jurul lui. Nu erau decât vreo zece, cu priviri cumplite, înnebunit, Lanțene se simțea purtat ca într-un vis. După o clipă se trezie în stradă. Arma la ochi, comandă Monclar. Situația devenea groasnică pentru cercetori. Înșirați în pluton strâns unit, archibuzierii ochiau micul grup care trecuse de poartă. În acest moment, câte eclipi din ochi, Manfred intui că aveau să moară cu toți aici, aruncă în jurul lui o privire furioasă ca a unui mistreț încolțit și îl zări pe Monclar, care deja ridica brațul pentru a comanda foc. Dintr-un salt, Manfred se arunca asupra lui. Și cercetorii, halebardierii, gărzile, burghezii aplecați pe ferestre, văzură un spectacol extraordinar. Manfred sărise pe crupa calului lui Monclar. Ridică pumnalul asupra marelui magistrat. Dacă trage vreunul, tună el, îl ucit pe marele magistrat ca pe un câine. Monclar, impasibil și palid, comandă, foc! Jos armele, răgnim Manfred, punând vârful pumnalului la gâtul lui Monclar, ce tremura uluit. Archebuzierii lăsară armele jos. În timp ce îl tărau pe lansene, cerșetorii se năpustiră în direcția senei, într-o goană nebună. Atunci Manfred sări de pe cal, fugind și el. Foc, trageți odată! urlă Monclar. De data asta, archebuzierii executară ordinul. Manfred auzi în jurul lui gloanțele care se turteau de pereții caselor. O secundă mai târziu, dădeau colțul unei strade și dispărea. În timpul acestei încăierări, Monclar nu tre odată. odată. Gil Lemaiu se grăbi către el. Ah, monseniore, ce alertă! Prizonierul? întrebă Monclar. E aici, triumfă Lemaiu. Am sosit la țang pentru a-l opri cu prețul vieții mele. De ajuns, puneți-l în lanțuri. Marele magistrat se întoarse către buzieri. Domnule, se adresă ofițerului care îi comanda. De ce n-ați ascultat de ordinul meu de executare a focului? Pentru a vă salva viața, monseniore, răspunse ofițerul. V-ați amestecat într-o treabă care nu vă privea. Înapoi a spada locotenentului dumneavoastră. Ofițerul ridică din numeri și îi înmână spada sub alternului său. La un semn al marelui magistrat, ofițerul fu înconjurat de patru archebuzieri. Luați-l pe rebel, spuse cu răceală Monclar. Unde-l duce, monseniore? Un întrebă locotenentul. La Basilia. Mulțumesc, domnule, strigă ofițerul. Lecția a fost o învățătură de minte și, cu altă ocazie, fiți liniștit, o să-l las să lasă, fiți ucis. Monclar nu răspunse și coborând de pe cal, intră în închisoarea consingerii. Cum s-a întâmplat asta? întrebă pe domnul Lemaiu. Temnicerul șef de la închisoarea consingerii povesti cum primise în ajun vizita cu cernicului pălinte Loyola, care îi prezentase un ordin semnat de mâna regelui și cum, în acea zi, domnul de Loyola revenise și fusese introdus în temnița lui Etienne Dole. Onorabilul administrator, nu pricepea încă faptul că sub sutana și gluga călugărului se afla un altul decât Loyola, care pătrunse în temniță. Monclar ridică din numeri. Conduceți-mă la prizonier, spuse el. Dole revenise într-o temniță în care fusese pus în lanțuri. Totuși, această nouă temniță, care era situată la parter, nu era inundată și prizonierul nu avea de îndurat decât tortura lanțului care îi apăsa încheieturile mâinilor și glesnelor. Atenuarea considerabilă care se datora spaimei domnului Lemaiu, care, în primul moment, nu se gândise decât să-l închidă pe prizonier în celula cea mai apropiată. Ați vrut să evadați?" întrebăm marele magistrat în timp ce intra. Așadar, dumneavoastră sunteți vinovatul?" Toți schingiuitorii, șef de poliție, judecători, într-un cuvânt, toată această onorabilă lume, din toate timpurile, au avut asemenea logici profunde. Fără să-i lase lui Dolet timp să răspundă, Munclar continuă. Aveți totuși o scuză, că ați fost incitat de acest om. Vă înșelați, eu l-am incitat, spuse Dole. El nu a venit decât să-mi arate un semn de prietenie. Nu este cu mai puțin vinovat și merită ștreangul. Etiendole Dole îl privi pe marele magistrat, întrebându-se cu ce scop îi vorbea astfel. Puteți să vă ușura situația, continuă Monclar, și să evitați o condamnare severă. Dole păstra aceeași tăcere. Am să vă spun în ce fel, continuă Monclar, dar aflați mai întâi că veți fi cu siguranță condamnat la moarte. Singura chestiune care mi se pare îndoielnică este de a ști dacă veți fi executat prin spânzurătoare sau pe rug. Dole se înfioră. Puteți rămâne în viață, spuse cu voiciune Monclar, și chiar să obțineți libertatea dacă faceți ceea ce am să vă spun. Vorbiți, domnule. Ei bine, omul care venise trebuie să aibă încredere în dumneavoastră, nu-i așa? Atrăgeți-l aici prin mijloacele pe care o să vi le indic și veți fi salvat. Viața dumneavoastră pentru cea a lui Lantene. Dole ridică privirea calmă și senină spre Monclar și, fără patimă, murmură. Îmi produceți milă. Monclar a avut un gest de turbare. Nu acceptați? Bine, bine, va veni ora în care veți regreta minutul acesta. Marele magistrat aruncă o ultimă privire asupra lui Etienne Dole, în care exista poate admirație. Îl salută cu o politețe rece și apoi ieși. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Regele Cercetorilor Capitolul 52 O trava A doua zi de dimineață, după noaptea în care a avut loc teribila scenă între François I și Merlin Ferru, maestrul rebele merita în sfrageria sa lângă un foc bun de carpen. Bietul Dole este pierdut, gândi el, și în curând va veni și rândul meu. Poate ar fi momentul potrivit ca să dau o raită în afara acestui frumos ținut al Franței. Se ridică și se apropie de o fereastră pe care o întredeschise. Frumoasă țară pe legea mea, murmură cu ironie. Cețuri, arbori desfrunziți a căror ramură tremură și troznesc în bătea vântului din nord. Sunt sigur că soarele Italiei ar găbi vindecarea acestui vechi reumatins care în mod precis mă face să sufăr. Se respiră destul de nevoie aici. Închise la loc fereastra și se așeză iarăși lângă foc, trăgând spre el o măsuță încărcată de hârtii și de cărți. Bietul dole, murmură iarăși, Hotărât lucru voi pleca. Pe când? Ei, bineînțeles, cât mai curând, chiar de mâine dacă e nevoie. În clipa aceasta, zgomotul scurt de o caleașcă ce se apropia îl făcu să tresară. Ei, drăcia dracului! Făcu el lăsând din mână pana de gâscă pe care abia o apucase. Caleașca asta vine chiar aici? Caleașca se opri în fața porții. Rebele păli. Haide, de, am așteptat prea mult. Ca și dole. Cineva bătul la ușă. Deschideți! spuse slușnicei cu un aer de resemnare. Deschide-ți, prietenă, căci a venit cineva în numele regelui. Slușnica deschise și intră un ofițer. Maestre Rebele, spuse acesta descoperindu-se, vin din partea majestății sale. Iisuse, Doamne, exclamă slușnica, maestrul nostru este vrăjitor de data asta, nu-mi vine să cred. Da, și du-te la naiba, făcu Rebele. O să mă spânzule din cauza ei canalia cu poveștile ei de vrăjitorie. Domnule, nu o pun rezistență și sunt gata să vă urmez. Majestatea sa vă va fi recunoscătoare. Aș, exclamă Rebele uimit. Da, regele m-a însărcinat să vă implor să veniți chiar acum. Să mă implore? Sunteți sigur? Sunt chiar cuvintele pe care majestatea sa a binevoit să le folosească. Vai, nu mă arestați? Nici de cum, făcu ofițerul surâzând. Totuși trebuie să adaug că aveam ordin să vă aduc cu forța în caz că v-ați fi lăsat așteptat. Vă urmez. Rebele se înfășură comandie și urcă în caleașca pe care luă loc și ofițerul. Vehiculul plecă în galop. Asta e, gândi rebele. Mă arestează, dar cum s-a propus că aș putea opune rezistență, mi s-a înșirat o poveste ca să evite orice scandal. Sunt pierdut. Se rezemă într-un colț și închise ochii pentru a se lăsa pradă visărilor sale care nu aveau nimic amuzant. Zadarnic încerca ofițerul plictisit de drum să lege o conversație. Rebele nu răspundea decât prin mormăieli. Caleașca se opri în sfârșit. Iată-te la Luvru, spuse ofițerul. Treziți-vă, maestre! La Luvru? replică savantul. Sunteți sigur că ne aflăm aici și nu la Bastilia, nici la Consingerie, nici la Grand Châtelet? Dar pe legea mea e chiar la Luvru. Dar de îndată, cugetă că Luvrul poseda închisori și temnițe unde erau deținuți prizonierii politici. Oh, murmură el, Cazul meu e mai grav decât cel al lui Dole. Urcă scările, parcurse niște culoare și ajunse într-o anticameră plină de curteni și de gărzi. Toată lumea se dădu cu respect la o parte pentru a-i face loc. Bazinia, cavalerul de cameră, îl zări și alergă în întâmpinarea sa. Veniți, maestre, veniți repede! Ei, ce este pentru Dumnezeu? Bazinia nu răspunse și îl împinse pe rebele într-o cameră se trezi în prezența lui François I. Pe timpul nopții, regele se întorsese la Luvru, părăsind casa leproasei, și ajunsese în camera sa fără să fie văzut. Obișnuit cu aceste expediții nocturne, evita să fie văzut, nu pentru că ar fi vrut să salveze demnitatea regală, se considera chiar mai presus de această demnitate, dar socotea să evite întrebările ducesei de tău, tare geloasă și mereu cu ochii în patru. Așadar, în afară de confidenții săi intim, nimeni nu cunoștea secretele sale amoroase. Odată întors, François I se privi într-o oglindă și observă că era foarte palid. Totuși, își reveni puțin câte puțin în această teroare superstițioasă pe care o simțea. Nu, nu, făcu el, n-am avut deloc de a face cu un spectru. Era chiar vie, prea vie. Și totuși, adăugă el cuprins de un fior, purtea moartea în ființa ei. Existau la Louvre mai mulți medici, dar François nu avea încredere în niciunul dintre ei. Se plimbă câtva timp cu neliniște, apoi îi prin a se culca și a avut un somn agitat întrerupt de coșmaruri. În zorii zilei era în picioare și porunci să fie căutat pe dată rebele. Dacă mă poate salva cineva, gândi el, acesta nu poate fi decât el. Sire, spuse rebele în timp ce intră, Iată-mă la ordinele majestății voastre, cu toate că sunt uimit de onoarea care mi-a fost rezervată și că nu mă așteptam deloc să ajung până aici. Așadar, la ce v-ați așteptat, maestre? Mă așteptam să mă alătur lui Etienne Dolesire. Regele încruntă din sprâncene, dar rebele continuă cu îndrăzneală. Mi-am atras aceeași ca și nefericitul meu prieten, Sire, Aveam toate motivele să sper că voi îndura același tratament. Despre ce uri vreți să vorbiți? Despre ura unui străin care a venit să răspândească printre noi un legământ de moarte a domnului de Loyola, om venerabil fără îndoială, dar pe care zelul său îl împinge un pic prea departe. Sire, nu vă fie cu supărare și lăsați-mă să vorbesc într-un cât mi-ați făcut onarea să mă chemați. Fericire de care mă dezobișnuisem de ceva timp. Regele înțelese reproșul. Vorbiți, bunule Rebele, exclamă cu un mângâiere în glas, în care excela când avea nevoie de oameni. Vorbiți fără constrângere. Sire, vorbi răspicare Belea, cărui privire licărea de bucurie. Dacă majestatea voastră îmi spune asta din toată inima, cred că bietul meu prieten este salvat. Așadar, Dolei este prietenul dumneavoastră? Da, sire, spuse filozoful cu fermitate stranie, și mă simt onorat de această prietenie, aproape la fel de mult ca de bunăvoința regală. Mi se pare că exagerați, maestre. Nu, sire, întrucât majestatea voastră mi-a comandat să vorbesc fără constrângere. Spuneam, deci, că domnul de Loyola a inventat o ură excesivă împotriva lui Etienne Dole. Și pentru ce ură asta? Pentru că Dole este un savant Domnul de la adoră ignoranța, pentru ceilalți. Știința îl umbrește. Dar, Sire, e drept ca un om să fie pedepsit pentru că are o minte strălucitoare? În acest caz, majestatea voastră trebuie să ia seama. Regele surâse la complimentul ce avea valoarea sa, venind din partea unui om precum Rebele. Nu există altă plângere împotriva lui Dole, continuă Rebele. Ce-a făcut? s-au găsit la imprimeria lui cărți interzise, o Biblie tradusă în franceză. Da, sire, jur că Dole n-a putut tipări asemenea cărți și au fost trecurate pe ascuns din răuntate, din ură. Ah, sire, continuă el încurajat de vizibila bunăvoință a regelui, majestatea voastră este prea mărinimoasă pentru a îngădui asemenea crime. Să se ducă domnul de Loyola să facă pe inchizitorul în țara sa. Spania este țara filozofiilor întunecate și a religiilor atroce. Țara noastră este o țară de lumină. Nu prea ne plac ideile atât de complicate și atât de răstălmăcite. Nimeni în Franța nu va înțelege nenorocirea care lovește pe dole. și domnia voastră va fi ca umbrită de aceasta. Rebele era frumos în acest moment. Le pădase masca veseliei malițioase care îi era obișnuită. Își dădea seama ce risca vorbind regelui cu atâta îndrăzneală, dar profunda sa afecțiune pentru Dole îl ducea cu sine. Calmați-vă, maestre! Ne vom gândi la toate acestea! Sire, observ că majestatea voastră este emoționată. Ghicesc faptul că ea îl neîndreptățește pe Dole împotriva voinței sale și că lugărul spaniol nu inspiră întreaga simpatie. Ei bine, chiar acesta este adevărul, și dacă nu venea numele papei? Sire, salvați-l pe dole! Hai, o să vedem! Sire, cugetați deci că ceea ce vă cer este o favoare. O favoare, Sire, reprezintă un imbold al inimii. Poate mâine îl veți fi uitat pe nefericitul care îi spășește în adâncul unei temnițe crima de a fi displăcut în puternicitului unui suveran străin. François I avea nevoie de rebele. În plus, adevărul ne obligă să spunem că regele nu avea nicio ură personală împotriva lui Dole, în ciuda rezistenței atât de mândre cu care acesta îi se opusese într-o seară. În sfârșit, nu era mâhnit să arate că la nevoie ar putea să scape de umilitoarea tutela bisericii. Toate aceste motive reunite îl determinarea să-l asculte pe rebele cu mai multă bunăvoință decât în orice alt moment. Maestre, dumneavoastră care aveți credință și sunteți priceput în studiul dogmelor, Ați putut studia prin acest om de aproape. Puteți garanta pentru el? Cu viața mea sau ca de mine însumi. Dolet este un suflet nevinovat și de o falnică inteligență. Este un bărbat care onorează la modul cel mai demn domnia majestății voastre. Ei bine, atunci să fie liber. Sire, imboldul acesta va fi consemnat în istorie, vă asigur eu. Atinsese coarda fină. François I fiind foarte preocupat de ceea ce se gândea despre el, căutând în orice ocazie să se situeze într-o atitudine eroică pentru posteritate. Regele surâse. Chiar azi voi da ordin ca Dole să fie repus în libertate. Povestea asta cu cărțile este destul de neclară. Și să nu mai vorbim despre asta. Și iată, drept gaj, ai cuvântul meu. Luați asta. Și grăind astfel, François I în fața privirilor uimite a lui Rebele, îi scoase lanțul de aur pe care îl purta la gât și îl întinse savantului doctor, care se înclină foarte mult pentru a primi acest dar regal. Iată-mă că sunt mai agreat ca niciodată, gândi filozoful. Se pare că regele este bolnav. Lanțul era cu adevărat o bijuterie de mare preț. Fiecare za era alcătuită din patru micinele de aur. Rebele mulțumit și se pregătea să la revedere, când regele îi vorbi. Acum că ne-am ocupat de afacerile lui Dole, ați vrea mai este să ne ocupăm un pic și de ale mele? Sire, sunt la ordine de dumneavoastră. Dacă v-am vorbit mai întâi de bietul meu prieten, este pentru faptul că durerea și indignarea m-au copleșit. Majestatea voastră să mă ierte! Este minunat să faci parte dintre prietenii dumneavoastră, Spuse regele cu bonomie. Mă pot considera unul dintre ei? Ah, Sire, nu cunoașteți cât de devotat v-am fost întotdeauna. Devotamentul acesta ar merge până acolo încât să vă îndemne să rămâneți aici? Maestre Rebele, trebuie să vă instalați la Luvru și, peste câteva vreme, când voi merge la Fontainebleau, va trebui să mă însoțiți acolo. Veți fi tratat potrivit titlurilor dumneavoastră, maestre, adică precum un prinț. Vom trimite după cărțile și însemnările dumneavoastră. Veți fi aici ca să puteți studia cât mai bine. Acceptați? Nimic nu-mi prisosește pentru slujirea regelui, răspunse rebele și gândi în sinea lui. Intuisem just, mă arestează. Cu toate că mi-a urește colivia, tot colivie este. Rebele, dragul meu rebele, reluă regele. Sunt bolnav. Bolnav, sire? Majestatea voastră vrea să glumească. Nu, pe maica prea curată și niciodată n-am fost atât de aproape de moarte. O moarte îngrozitoare. Chiar la Marinian, chiar la Padova, unde am văzut căzând în preajma mea mai mult de o sută de căpeteni curajoși, loviți de gloanțe care mi erau destinate. Niciodată n-am simțit asemenea spaime stranii mai bine m-aș afla în fața zece tunuri ce să fier și flăcări. Ah, maestre, nu puteți înțelege forța deprimantă a acestei teribile senzații pe care moartea o poartă în sine. Te privești în oglindă, te vezi puternic, cu toate aparențele sănătății. Îți spui că e imposibil ca acest trup atât de viguros să închidă în el germenii distrugători. Și în același timp știi că ești condamnat. După o lună, după trei, după câteva zile, oribila boală își va face efectul. Aparențele înșelătoare vor fi căzut precum o mască, rana va apărea și încet, puțin câte puțin, minut cu minut, se va vedea cum se întinde lepra devoratoare, cum îți va cuprinde fibrele secrete, până când mori o sândit zguduit de suferințele provocate de îngrozitoarea otravă ce s-a strecurat într-un minut de delir. O travă? exclamă rebele privându-l cu stupefacție pe regele care, palid, cu sudoarea pe frunte, fremăta de groază în fața evocării pe care o zugrăvise el însuși cu aspra elocința sincerității. Da, maestre, o travă, cea mai hidoasă dintre o de vreme ce face din asasinat o agonie monstruoasă, o travă pe care o răspândește buzele pătimașe, o travă pe care Venus infama o strecoară într-un sărut de moarte. Fir ar să fie sire, iată o metaforă pe care Clemen Maro ar plăti-o cu un scurt litera. Oricare a fost paima, regele, care, după cum se știe, avea pretenții în ceea ce privește literatura, surâse palid. Dar, continuă rebele, majestatea voastră este foarte sigură de presupunerea avansată? Nu observ niciun simptom, niciun indiciu care să-mi permită să presupun. Iată ceea ce este îngrozitor, maestre. Oricine se poate îndoi, în afară de o singură persoană pe lume, că este atins de boală. De când datează asta sire? Din noaptea trecută. Imposibil. Regele poate fi liniștit. Răul de care vorbește majestatea voastră nu poate ieși la iveală decât după o lungă perioadă în care se dezvoltă neobservat. În asta constă forța de temută a acestei otrăvi. Sire, pentru a continua strălucitoarea metaforă pe care ați folosit-o, am să vă spun că e nevoie de mai bine de 12 zile pentru a resimți primele amărăciuni ale sărutului lui Venus și infamă. Regele scutură din cap cu tristețe. Se plimbă câtva timp în liniște, apoi reveni către rebele. Maestre, vreau să vă încredințez un secret important. Sire, spuse rebele, sunt mai mult medic decât confesor, totuși, în împrejurarea de față, nu voi uita că sunt și unul și celălalt. În aceeași măsură mă adresez la mândoi. Așadar, presupuneți, maestre, că o femeie tânără frumoasă avea sau credea să aibă un motiv puternic de ură împotriva mea. Femeia aceasta, Facem așa fel încât să mă întâlnesc cu ea. Îmi suscit admirația. Mă refuză în trei rânduri, apoi, dintr-o dată, îmi cade în brațe. Mă urmăriți cu atenție? Ascult cu atenție, Sire. Cred că pricep adevărul. Femeia vă mărturisește că poartă germenul otrăvii mortale, după ultima întâlnire. Așa este, Sire? Da, sau aproape. Femeia asta nu mărturisește. Ea o spune pe față mă anunță că s-a otrăvit cu scopul de a mă otrăvi și pe mine. Asta este înspăimântător, țire. Da, înspăimântător. Și totuși este chiar adevărul. Nu am mințit. Am simțit, am înțeles. Ea moare, dar mă va târâși pe mine în mormânt. Groasnic, murmură filozoful profund impresionat. Ei bine, maestre, vă întreb. În stadiul actual în care se află știința, puteți să mă salvați? Ah, salvați-mă, Rebele! Mai am încă atâtea lucruri de făcut! Să mor, să mor fără am luat revanșa împotriva împăratului Charles! Să mor învins de arme, învins de o femeie! Să mor pe când mintea mea este plină de proiecte și când pot încă să mai uimesc lumea! Salvează-mă, Rebele! Fămă să trăiesc! Și vreau ca recunoștința mea regală să eclipseze în măreție enormitatea nelegiuirii acestei femei. În splendoarea tot ceea ce monarhii cei mai străluciți au putut să imagineze. Răspundeți-mi! Poți tu să mă salvezi? Sire! Ah, fără ocolișuri! Adevărul, numai adevărul, oricât de înspăimântător ar fi! Sire! Spuse Rebele cu un glas ferm, răspunsul este imposibil în acest moment, dar tot ceea ce știința poate încerca, voi încerca și eu. Adineuri, mărturisesc că am avut în sinea mea un moment de incertitudine atunci când majestatea voastră mi-a cerut să mă instalez în preajma sa. Acum, chiar dacă nu mi-ar fi dat poruncă, eu i-aș fi cerut-o. Nu vă mai părăsesc, sire. Nouă ne revine să privim moartea în față și să o sfidăm. Regele a avut o licărire de bucurie în priviri. Sunt salvat! Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Regele cercetorilor. Capitolul 53 Casa de lângă Tuilerii François I porunci să se deschidă ușa camerei sale, și curtenii intrară cu toții ca să asiste la ceremonialul sculării de dimineață, adică li se îngăduie onoarea să admire valeții de cameră care serveau personal regelui sub îndrumarea înaltă a lui Bazinia. În dimineața aceea, regele a fost într-o dispoziție fermecătoare, cu toate că, în repetate rânduri, o neliniște subită părea să-l tulbure. Se vorbi de marea expediție, ce avea să se facă împotriva cercetorilor, și la care vreau să ia parte toți nobilii de la curte pentru a se distra. Pe Dumnezeu, domnilor, voi lua parte și eu, dar niciun cuvânt. Nu vreau ca asta să se afle, când regele petrece, nimeni în afară de fidelii săi nu trebuie să o știe. Montgomery, capitanul gărzilor, declară că ar trebui aprins un foc de cărbuni chiar în centrul curții miracolelor, să se observe mutra pe care o vor face desfrânatele privind cum se prăjesc amanților. Va fi magnific, spuse contele de Jarna. Nu va lipsi decât tribule la petrecere. Ce s-a întâmplat cu bufonul? întrebă un altul. Montgomery păli. Domnilor, spuse regele, tribule călătorește, îl veți vedea în curând. Apoi, dădu întâlnirea lui Sansa și lui Dese, pentru de seară la ora cinei. Întrebă dacă marele magistrat se afla acolo. Dar, împotriva obiceiului său, domnul de Monclar nu sosise încă la Luvru. Ziua se petrecu fără incident. Rebele se instalase într-un prea frumos apartament și s-au pus la dispoziție doi slujitori pe lângă un curier care era însărcinat să caute tot ceea ce avea nevoie. Către orele patru se anunță la rege marele magistrat și fu introdus de îndată. Vă așteptam, monclar, spuse regele cu bună dispoziție. M-a reținut datoria față de majestatea voastră, răspunse marele magistrat. Sunteți iertat. Spune-mi, monclar, sunteți foarte sigur că dole ăsta este atât de mare criminal după cum o spune reverendul Loyola? Nu înțeleg prea bine întrebarea dumneavoastră, sire, să vă fac înțeles. Doresc ca domnule Tiendole să fie eliberat pe dată și chiar în seara asta să fie printre ei săi. Este imposibil, sire, spuse curăceară marele magistrat. O, domnule, trebuie să spun atunci? Nu numai că doresc, dar că și vreau. În cazul acesta, sire, mă duc de îndată să-l pun în libertate pe omul care astăzi chiar a încercat să evadeze, care a ucis și a rănit vreo zece gărzi din cauza căruia a fost asasinat prea cu cernicia sa părintele Ignaz de Loyola și care, în sfârșit, s-a înțeles cu mai mari de la curtea miracolelor pentru a provoca răzvrătiri împotriva autorității regale. Mă duc într-acolo, sire! Și Monclar făcu un pas înapoi. Fir ar să fie, strigă regele. Ce înseamnă toată povestea asta? Vorbiți, domnule! Asta înseamnă exact ceea ce am avut onoarea să-i spun adineaur Majestății Voastre. Prizonierul Dole a fost cât pe ce să evadeze la consingerii, grație complicității unuia dintre acei cerșetori care au invadat Luvrul, al conducătorului lor cel mai detemut. Povestiți-mi, Monclar! Este chiar ceea ce vreau să fac atunci când Majestatea Voastră mi-a făcut cunoscut ordinul de a-l pune în libertate pe Tien Dole. Sosit la consingerii, a avut loc acolo un asasinat, o tentativă de evadare, răzvrățire și bătălie. Regele, foarte palid, scrâșnind din dinți, făcu un semn lui Monclar să continue. Sire, încep cu incidentul cel mai important și cel mai îngrozitor din toată această încăierare. Reverendul Loyola, fără îndoială, își dă duhul la ora aceasta. Asasinat! murmură regele care medita la complicațiile pe care aceste evenimente aveau să le provoace. Asasinat de un cap al cerșetorilor, de Lanthene, care a avut îndrăzneala să pătrundă în armat în palat pentru a ni smulge pe cel ce venise aici cu insulta pe buze. Monclar, trebuie ca pedepsa să fie teribilă. În fond, i-aș ierta îndrăzneala căci îmi plac loviturile măestre de sabie și oamenii de curaj, dar dacă a îndrăznit să se atingă de sfântul om pe care l-a trimis suveranul pontif, da, vă spun că pedeapsa trebuie să fie promptă și exemplară. Și pentru început, majestatea voastră vrea să pună în libertate pe omul care vroia să scape de justiția voastră regală. Regele rămase pe gânduri, meditând la cuvântul pe care îl dăluse lui rebele. Dar era omul impresiilor de moment. Promisese miertare pentru Dole, spuse pe un ton astru, dar mâna care se întinde spre prizonier pentru a-l scoate din temnița sa, poate la fel de bine să-l mențină acolo. Oficialul îl va judeca pe acest om. Clemența Sire este un mijloc mediocru pentru stabilitatea autorității regale. Da, da, știu că sunteți un justițiar sumbru, Monclar, dar continuați. Ei bine, Sire, Ați înmânat reverendului părinte Loyola un ordin de liberă trecere. Așa e. Domnul de Loyola dorea să încerce să-l convertească pe Dole. Iată o acțiune din calea afară de sfântă, spuse Monclar, a cărui figură lividă se lumină cu anume strălucire. Și iată totuși omul care moare, victimă poate, acestui exces de devotament. Într-adevăr, sire, cerșetorul a aflat cu siguranță că reverendul Loyola posedă acel ordin. S-a dus la el acasă, noaptea, și l-a lovit ca un trădător cu o lovitură de sabie ca să-i fure în scrisul. Înarmat cu prețioasa semnătură a majestății voastre, mizerabilul, îmbrăcat în hainele reverendului, a putut intra la consingerii. Dar sunt prea îndrăzneți! – exclamă regele nu fără admirație. Capabil de orice sire, în afară de a face un lucru bun, intră la consingerii și introdus în celula lui Dole, lanțene, putea îndrăzni orice. Cu pumnalul în mână, amândoi s-au repezit pe culoare să ajungă în stradă în timp ce soseam la timp. Dumnezeu și vigilența mea mi-au permis să dejoc un complot. Bine, Moncar, știu că se poate conta pe vigilența voastră. Așadar, majestatea voastră revocă ordinul pe care mi l-a dat Adinauri? Da, conte. Și pe când acest lansene nu l-ați arestat? Mi-a scăpat sire, grație intervenției complicelui său Manfred. Răi oameni, făcu regele gânditor. Mar nelegiuiți sire! Ei bine, n-ați organizat cumva o expediție împotriva lor? Da, sire, totul este pregătit. Și când atacați? În seara asta. În seara asta? Drace, la ce oră? La miezul nopții, sire. În acest caz, totul este bine. Miezul nopții este un ceas care îmi convine. Duceți-vă, monclar, și nu uitați să-mi aduceți la cunoștință vești despre domnul de Loyola de două ori pe zi. Îl voi trimite la el pe fiul meu, prințul, pentru a-l încredința de durerea mea. Onoarea asta nu e de colo pentru astfel de om. Până atunci, Dați-i de înțeles că sunt dezamăgit de acest eveniment și gata să-i ofer o atare despăgubire pe care o va socoti convenabilă. Duc cu mine aceste cuvinte minunate reverendului Sire. Și sunt convins că în alta bunăvoință a regelui nu va contribui în măsură mai mică la vindecarea sfântului om, dacă totuși îndurarea divină a hotărât să-l lase încă pe pământ, unde a săbărșit atât de mari binefaceri. Monclar, E și după ce regele-i făcu un gest amical. Mi se pare, cugetă acesta, că marele magistrat poartă un viu interes a acestui Loyola, pe care cei de la noastră Dame îl confundă. Imbecilul de cerșetor nu putea să-l lovească mai bine. Va trebui să deslușesc ce semnificație are prietenia asta stranie a călugărului și a lui Monclar. Către orele șase ale după miezii, după cum regele le poruncise, la șațineri și, și dese veniră la Luvru și se prezentară în camera regală. De data aceasta, Sansac îi însoțea. Regele îl îmbrățișa arătându-i deosebite dovezi de prietenie. Dar ce bine te-au aranjat, bietul meu Sansac, spuse el în timp ce îl privea pe gentilomul care îi scotea masca de mătase ce o avea pe față. Fața asta era acum hidoasă. O enormă tăitură îl însemna de la frunte la bărbie printr-o largă cicatrice roșiatică. Da, spuse cu amărăciune Sansac, sunt desfigurat pentru totdeauna și obligat atunci când ies în lume să port masca asta pentru a nu produce frică femeilor. Te deplâng, spuse cu sinceritate regele. Tu care erai atât de mândru de frumusețea ta care era comparată cu cea lui Apollo. Adio cu succesele tale la femei! Mă voi răzbuna, sire, spuse Sansac pe un tom stăpânit. Pentru a mă răzbuna, m-am decis să ies din bărlogul unde m-am ascuns acum și de unde ies la plimbare doar noaptea, ca bufnițele. Se spune că în astă seară trebuie să aibă loc masacrul cerșetorilor. Vreau să particip și eu. Și vai de Manfred dacă îmi pică în mână, după cum sper. Vom participa cu toții, spuse regele. Pe toți, dragi, vreau să te ajut, Sansac, dar recunoaște că a fost o măiastră lovitură cu vârful sabiei. Ei, sire, recunosc din plin. Bătălii așadar, săbile noastre se ruginesc, și cu toate că inamicul, ca să zicem așa, este nedem de loviturile noastre, va fi totuși o noapte de petrecere. Sire, spuse la șentinerii, observ cu bucurie că s-a risipit neliniștea majestății voastre de noaptea trecută. Regele redeveni pe dată mohorât. Căută să-și mute gândurile pentru a uita înfricoșitoarea spaimă pe care o zugrăvise lui rebele. Totuși, făcu un efort să pară calm. Mai nimic, răspunse el, dar asta mă face să mă gândesc la întâlnirea noastră. Urmați-mă, domnilor! În grabă, regele se învășmântă într-o mantie și toți patru odată coborâți părăsiră luvrul. Ajunși afară, regele a început să meargă în fruntea grupului, cei trei gentilomi îl urmară la câțiva pași cu mâna pe garda săbilor. – Unde naibane ne conduce? – murmură la șantenerii. – Mi se pare, spusese, că mergem spre casa de lângă tuilerii. – Bun, vreau oare să se împace cu frumoasa feronerie? îl va ierta a nevoie. Aș, ar fi mai încântată, concise la șantinerii. Sansac nu spunea nimic, se gândea la răzbunarea lui și iubirile regelui îl lăsau acum rece. Regele se îndrepta chiar spre căsuța de lângă tuilerii. Și el, ca și Sansac, era tăcut și se gândea la o răzbunare a cărui grijă nu dorea să o încredințeze nimănui. Și-a spus că Melanferon ar reveni poate la casa fostelor lor întâlniri, la locuința pe care au numise chiar casa iubirii. Îi rămânea speranța că poate Melă mințise, că se lăudase asigurându-l că se îmbolnăvise în adins. Ar interoga-o. Prin violentă constrângere iar ar smulge adevărul. Și dacă certitudinea ireparabilului i-ar fi demonstrată, o va înfășca, și-o va arunca în seama marelui magistrat care ar face-o să ardă la foc mic. Și el imagina suplici rafinate. După un sfert de oră, regele se opri. Se aflau în fața casei lui Melanferon. La dreapta, construcțiile fabricii de țigle se profilau negre pe lângă cerul întunecat. La stânga se aflau câmpuri pustii. La 500 de pași se auzea tumultul nedefinit al senei, pe care apele ierni o făceau să se reverse și care se rostogolea în afara malurilor sale răpoase, inundând câmpile riverane. Cei trei gentiloni s-au oprit la distanță, dar regele le-a făcut semn să se apropie. Fața de acasă era întunecată. O să intrăm aici," spuse regele. Intrăm cu toții?" făcu așa tinerii uimit. Da, dacă am înțeles eu bine caracterul persoanei pe care o căutăm aici, nu vom putea fi în stare noi patru să-l îmblânzim. Regele pronunța aceste cuvinte pe un ton care îl neliniști pe gentilom. Cine este persoana sire? Veți vedea. Trebuie să forțăm ușa? Întrebă de se. Nici atât. Să încercăm să intrăm fără scandal. Urmați-mă. François I început să facă în conjurul casei și ajunse la portița din grădină pe care Medlon Ferro o deschise într-o seară ca să poată intra Manfred. Recunoașteți ușa asta? Întrebă de set pe șantenerii. Zău, suntem patru aici care o cunoaștem pentru motive diferite. Ce spuneți? Făcu regele. Spunem că aproape de locul ăsta a primit Sansac strașnic ca tăitură pe obraz. Totuși, regele scoase din vestă o cheiță cu care încercă să o deschidă. Se pare că broasca a fost schimbată, spuse el după câteva încercări fără rezultat. Zidul nu este prea înalțire, a tras atenția Sansac. Pe legea mea, procedeul e primitiv, dar în lipsă de scară, majestatea voastră se expune riscului. Da, dați-mi concursul și așteptați-mă aici. Da, dar dacă un pericol neprevăzut, am să vă chem la și de și dese, își uniră mâinile împletite. Regele puse piciorul pe ele, se avântă și atinse cu ușurință coama zidului. În acest moment, François I își uită spaimele și furia răului de care se credea atins și expediția împotriva cerșetorilor și pe Monclar, Dole și Loyola. I se întâmplă chiar să uite aproape și scopul vizitei la misterioasa casă. Regele, se afla din plin în elementul său. Aventura seducea. Simplul fapt de a pătrunde pe timpul nopții într-o casă, escaladând un zid precum un borfaș, îi procura o senzație stranie de o deosebită plăcere. Însoțitorii săi, obișnuiți de multă vreme cu manierele regelui, nu fură mirați niciun fel să-l vadă executând manevra asta puțin demnă de majestate regală, despre care marele magistrat vorbea în acea după amiază cu atâta respect. Așezat pe creasta zidului, François întâi se pregătea să sară în grădină. Dar, în aceeași clipă, se opri. Privirile sale căzură asupra unei ferestre luminate. Fereastra se afla la parter. Și vitralele sale nu erau destul de groase pentru a împiedica să se distingă tot ceea ce se petrecea în camera în care era prinsă lumina. Ori François, care aruncase o privire plină de curiozitate asupra ferestrei, văzu sau întrevăzu un lucru pe care părea că l-a uluit, căci cu greu și-a nebușit un strigă de surpriză. Privea cu mai mare atenție ca și cum s-ar fi îndoit de prima mărturie, dar fără îndoială, de data asta se convinsese. Sări nu în partea dinspre grădină, ci spre exterior. Părea foarte emoționat și cuprinse mâna lui șantinerii. Ia!" murmură. E aici!" Nu era vorba despre o femeie pe care majestatea voastră intenționa să o vadă? Da, dar nu pentru cea care am venit a din Și fără a se mai preocupa de uimirea pe care aceste cuvinte bizare le provoca gentilomilor, regele reveni iute către fațadă și de data asta izbie lânsul însuși ciocănelul de la poartă. Se scurseră câteva clipe, apoi un bărbat cu figura oacheșă, cu mustăți lungi și grizonate, între deschise ușa. Ce doriți?" întrebă el pe un ton aspru. Să-l întâlnesc pe stăpânul casei," răspunse regele. Reveniți la ziua!" Imediat vreau să-l întâlnesc," făcu regele. În același timp, urcă cele câteva trepte ce conduceau la poartă. În acest timp, cei trei gentilomi se prezentară pentru a le scorta pe rege. Hei, strigă bărbatul cu mustețe enorme, dacă sunteți oameni cinstiți, retrăgeți-vă fără întârziere. Dacă ați venit cu intenții rele, vă va costa scump. Și bărbatul trase de la șold un pumnal lung, punându-se în gardă. Bagă pumnalul în teacă spada cape, se auzi o voce sonoră. Ce doriți, domnilor? un bărbat înaintă în fața regelui. Ei, bineînțeles, domnule cavaler de Ragastă, vă felicit că vă păziți atât de bine. Regele, murmură cavalerul de Ragastă, înlătur spada cape, iertați-mă, sire, dar cine ar fi putut prevedea remarcabila onoare pe care o rezervați acestei umile locuințe? Binevoiască majestatea voastră să intre în această încăpere. Ragastă deschise o ușă. Mulțumesc, cavalere, spuse regele. Dar mi se pare că am auzit discutându-se că s-a deschis ușa. Nu doriți ca pentru moment să fac parte din societatea care se află la dumneavoastră casă? Sire, făcura gastă uimit. Nu există alte persoane aici decât cea a doamnei prințese de la Alma, și a unei biete tinere fecioare. Voi fi onorat să fiu îngăduit în preajma acestor doamne, făcu regele cu un surâs. Nu era cu putință să te sustragi unei asemenea onoare. Și raga stă, se îndreptă cu amabilitate către ușa camerei de unde regele, de la înălțimea zidului, privise cu atâta curiozitate prin vitralii. În momentul când se deschidă ușa, se întoarse către rege. Majestatea voastră nu dorește poate să fie recunoscută? Sub ce nume trebuie să-l anunț? Anunțați regele Franței, spuse cu simplitate François I dar cavalerul nu a avut nevoie să dea ascultare acestei imitații bizare. Abia deschise ușa și de-abia intră François în cameră că o tânără fecioară care se găsea de-o parte a prințesei Beatrice strigă Regele, regele! În timp ce pronunța aceste cuvinte cu un glas plin de groază, a țintea priviri rătăcite asupra lui François I, precum asupra unei stafii. Regele Salută cele două femei cu acea dezinvoltură pe care știa să o redea sau impertinentă sau grațioasă după gustul său. Beatrix se ridicase și fixă o privire demnă, aproape severă, asupra lui François I. Doamnă, spuse acesta, fără ca vocea să-i trădeze reala și profunda emoția ce o încerca, vreți să iertați primului cavaler al Franței că tulbură o clipă liniștea odihnei în care trebuie să vă aflați? Treceam cu acest gentilom prin fața acestei case și amintindu-mi că domnul era ca stă o locuia, n-am putut să nu bar la ușa sa pentru a-i spune odată în plus ce stimă deosebită am pentru dânsul. Adaug acum că invidiez fericirea sa de a-și fi legat destinul de o doamnă cu atâta prestanță și frumusețe atât de desăvârșită. Sire, spuse Beatrix cu un accent de demnitate care făcu să apară o roșață pe obraj regelui, atât de puțin obișnuit pe cât ar fi fost să roșească. Sire, este fără îndoială o întâmplare mai onorabilă decât strane și extraordinară, care a vrut ca regele Franței să se plimbe pe drumuri în veșmintele simple ale unui burghez, să treacă prin fața acestei case și să afle că domnul Ragaston ar locui aici. Dar, oricare ar fi intențiile adevărate ale majestății voastre, regele Franței este binevenit în această locuință. Gilet, copilule, reveniți-vă din emoția care vă cauzează un asemenea exces de odoare și ajutați-mă să ofer majestății sale băuturile răcoritoare care n-ar putea să îi fie prezentate de către alte mâini decât de ale noastre. În timp ce vorbea astfel, Beatrix o apucă piute pe gilet de braț și încercă să o aducă împreună cu ea. Dar François I deja se înclina în fața ei și spunea Încuvințați-mi mis de mulțumire, prințesă, pentru curtenitoarea voastră primire. Vă implor să rămâneți. Ama vă spune lucruri care nu suferă nicio întârziere. Se întoarce spre cei trei gentilomi care se opriseră la intrarea ușii. Domnilor, spuse el, Binevoița m-a aștepta. Spada cape, zise Ragaston, aveți grijă de ilușii noștri musafiri. În același timp, făcu un semn lui spada cape, care răspunse printr-o clipire din ochi că îi va supraveghea aproape pe gentilomi. Aceștia îl urmară pe intendent într-o încăpere vecină. Regele se întoarce atunci către Beatrix și Ragaston. – Așezați-vă, spuse el, întreținându-și bucuria. Aici sunt musafirul vostru și n-ar putea fi vorba de etichetă. – Sire, făcura gastă înclinându-se, majestatea voastră ne copleșește. – Nu, nu, vreau ca fiecare să se așeze și, de vreme ce doamna prințesă, adăugă el cu un surustul tulburător, a binevoit să recunoaște faptul că mă aflam în veșminte simple ale unui burghez, vreau să fiu tratat ca un burghez. La un nou semnal regelui, Beatrix se supuse, cât despre gilet, ea se lăsă să alunece în fotoliu mai degrabă decât să se așeze în el. Singur, ragastă, persista să rămână în picioare și refuză să dea ascultare măgolitoare invitația regelui, nu numai că mărturisea în felul acesta respectul său, ci se găsea încă mai liber în mișcările sale în caz de acțiune pripită. Cavalere!" spuse apoi regele. N-am uitat că ați venit la Paris ca să vă regăsiți fiul aici și noi ne interesăm susținut de rezultatele căutării voastre. Și-au atins scopul? Vai, nu, sire, încă nu am niciun indiciu. Totuși, domnul mare magistrat a trebuit să se pună la dispoziția dumneavoastră. Contele de Monclar a făcut tot ceea ce depindea de el, sire, și mi se cade să aduc un omagiu stădanei sale. Dar nu spuneați dumneavoastră că dorea să pătrundeți la curtea miracolelor? Într-adevăr, acolo mi era permis să sper la vreo informație. În curând am să vă ofer mijloacele. Raga stă, se înclină fără să răspundă. Beatrix fixă o privire profundă asupra regelui. Observând că François I părea să nu o recunoască, Gilet își revenea puțin câte puțin. Noaptea asta, Relor regele, marele magistrat încearcă o expediție împotriva cerșetorilor de la Curtea Miracolelor. Oamenii aceștia au în fruntea lor doi bandiți de temut, numiți Manfred și Lanthene. Îi trebuie lui să întreaga putere de care dispunea ca să nu scoată un strigăt, totuși păli. Dar regele nu remarcă paloarea asta, căci nu pronunțase cele două nume decât pentru a le studia efectul pe gilet. Aceasta tremura, și fără o privire a lui Ragastân, care îi dădea de înțeles să spere, ea s-ar fi aruncat la picioarele lui François I. Cei doi bandiți, continuă regele cu un surâs crud, vor fi spânzurați mâine dimineață, fără proces. Voi invit la execuție, doamnă, și pe dumneavoastră frumoasă, domnișoară. Este un spectacol curios. Sire, se grăbi să răspundă Ragastan în starea de spirit în care ne găsim, spectacolele cele mai curioase n-ar putea să ne intereseze. Majestatea voastră să binevoiască să ne scuze de a nu accepta invitațiile a sa grațioasă. Înțeleg. În sfârșit, dacă vă răzgândiți, vă pot comunica totuși că banditul la antene va fi spânzurat în plas de grev. Cât despre celălalt, acela care se numește Manfred, I-am ales un alt loc, care îi va aminti de suveniruri agreabile. Va fi spânzura la Croix du Trahoa. Gilet deveni lividă și își mușcă buzele până la sânge ca să nu strige. Dar, sire, exclamă ragastă în glumin, mi se pare că majestatea voastră se grăbește un pic prea mult să ne invite la petrecere. Cine garantează că acești doi... Ah, pe legea mea, le-am uitat numele. Cine garantează că vor fi prinși? Gilet înțelese și aruncă o privire de recunoștință cavalerului. Fiare i s-a dat drumul, reluă regele cu același surâs jovial și sinistru. Cornul o să dea semnalul. Curtea miracolelor este învăluită de o plasă deasă pe care marele magistrat a stabilit-o cu timp de zece zile. În plus, avem complici la fața locului oricum ar sta lucrurile, Cavalere, expediția promite să fie una dintre cele mai distractive. Toată curtea mea va fi prezentă acolo și, bineînțeles, voi fi și eu acolo. Cavalere, fiți dintre ei noștri și veți avea prin asta o excelentă ocazie de a intra la curtea miracolelor. Accept cu recunoștință, sire. Acceptați? Făcu regele cu imire. Munt clar! îi dăduse într-adevăr raportul despre discuția pe care o avusese cu cavalerul și despre refuzul ferm pe care acesta îl opusese unei propuneri de acest gen. Fără îndoială, sire! De al minteri, unde se duce regele Franței, este o onoare pentru un cavaler să se afle și el. Să tragem așadar spada, sire, împotriva acestor dușman de temut. După Marinian, victoria de la Curtea Miracolelor va da strălucire domniei majestății voastre. Regele își mușcă buzele. Domnule Cavaler, spuse el, sunteți foarte spiritual, așadar astfel ați înțeles să faceți parte dintre ei noștri? A, sire, nu am intenția să lipsesc de la petrecere, vă jur. Ei bine, întâlnirea se face la Luvru, la orele 11. Atacul va avea loc la miezul nopții. Sire, la orele 11 voi fi la Luvru. Faceți cum este mai bine, veniți cu noi majestatea voastră să mă ierte, dar înainte de a mă duce la Luvru, trebuie negreșit să fiu într-un alt loc la orele 10. Și nu se poate amâna? Imposibil, sire. Regele privi în jurul său. Dacă gentilomii săi ar fi fost în preajma lui în acest moment, fără îndoială ar fi dat ordin să-l aresteze pe Ragastă. Dar, închipzui că n-ar fi poate cel mai tare și că locuința ascundea poate un număr de oameni suficient pentru a-i pune în încurcătură pe cei trei însoțitori ai lui și pe el însuși. Făcu așadar un gest amabil și continuă. Fiecare cu treburile sale. E de ajuns că mi-ați promis să fiți în același timp cu noi la curtea miracolelor. Sire, nu numai că vă promit, dar vă și jur. Îmi place această înflăcărare, spuse regele din ce în ce mai uimit. De fapt, înțeleg că dumneavoastră n a scăpat o asemenea ocazie. Nu cunosc nimic mai dureros ca situația unui tată și a unei mame care își caută copilul. Doamnă, mă veți considera pregătit să întreprind totul pentru a vă ajuta. Sire, se bâlbui Beatrix. Regele a pronunțat aceste cuvinte pe un ton grav și convins. De minteri, reluă el îndată, există. o recunosc, puțin egoism în ceea ce am spus. Dacă stau așadar la dispoziția dumneavoastră, binefacere pe care nu o voi uita toată viața, Sire, exclamă Beatrix cu reală emoție. Dacă mă interesez atât de susținut de căutările voastre, este pentru că am încercat toate spaimele ce trebuie să vă fi tulburat. Dumneavoastră, Sire? Eu, doamnă, faptul de a fi rege înseamnă să fii mai puțin om? Și cine v-a spus că n-am și eu un copil care mi-a fost răpit? Cine v-a spus că. Și eu, la rândul meu, nu mi-am dedat ani de zile la asemenea căutări pe care dumneavoastră le susțineți în prezent. Sire, făcura gastă, surpriza noastră? Da, știu, considerați că un rege este la adăpost de nenorocirile care pot să lovească pe ceilalți oameni. Ei bine, nu este așa. Îndur precum voi. Ce spun? Îmi-am îndurat și mai mult decât voi căci după ce am căutat multă vreme copilul și l-am găsit, și printr-o nenorocire mai îngrozitoare decât tot ce vă puteți imagina, copilul mare negat n-a mai vrut să mă recunoască dreptată, a fugit de la Luvru unde l-a Ascultați-mă până la capăt, v-am promis să vă ajut să vă regăsiți fiul. Ajutați-mă voi, să o convingeți pe fica mea să revină la Luvru. O puteți face, trebuie să puteți. Și asta imediat, căci Copilul meu, fica mea, este chiar aici, sub ochii voștri. Iată-o! La aceste cuvinte, regele se ridicase în picioare și arătă spre gilet care scoase un geamăr slab și își acoperi obrazul cu mâinile. Cu o mișcare spontană, Beatrix a alergat spre tânăra fecioară pentru a o proteja și își opti la ureche. Nu te teme de nimic, copilă! Nu spuneți nimic, cavalere? făcu regele cu o mânie nedefinită. Sire, spuse rea Răspunsul meu este foarte simplu. Aș fi eu însă un tată de naturat dacă aș încerca o singură clipă să o rețin pe tânăra fecioară. E rândul vostru să vorbiți, Gilet, și să spuneți sincer dacă vă convine să-l urmați pe majestatea sa. Și dacă, după cum atitudinea se lasă de presupus, ea refuză să mă urmeze? Îi François I. Cavalere, luați bine seama la ce aveți a spune și a face. O sire, sunt sigur, dinainte de încuvințarea regelui, pe care numește regele cavaler, dacă tânăra fecioară refuză să iasă de aici, voi spune și voi face ceea ce ar spune și ar face majestatea voastră. Voi spune, copilul meu, ospitalitatea care vi se datorează este întrăit de sacră și eu nu vă voi lipsi deloc de această ospitalitate. A, lua seama, domnule, dacă trec peste dorințele unei fetițe, precum este dreptul meu de tată și rege. Sire, aș cere atunci majestății voastre să mă lase să chipzuiesc până mâine. Să însac, urlă regele. Se produse o mișcare în o daie alăturată. După o clipă, cei trei gentilomi apărură. Să alerge unul dintre voi la Luvru, porunci regele cu o voce pe care furia o făcea să tremure. Aduceți-mi o companie de gărzi dacă trebuie. Spada cape, spuse Ragastan cu un ton grav. Nimeni nu trebuie să iasă de aici decât la ordinul meu. Cerule mare, domnule, sunteți capabili de rebeliune. La șandinerie, arestați-l pe domnul. Sire, strigă Ragastan. Doar o vorbă înainte de a se săvârși acte ireparabile. Implor pe majestatea voastră să chipzuiască la asta de două ori. Dacă vreau, la un semn al meu, acești trei gentilomi o să fie dezaprobați pe dată. Nu-i va mai rămâne regelui decât mânia inutilă de a nu-și vedea executate ordinele. Și mie doar durerea de a fi răspuns atât de nepotrivit în altei bunevoințe pe care mi-o din adineauri. Regele făcu un gest de turbare și privi în jurul său cu neliniște, așteptându-se să vadă o duzină de spadasini țâșnind deodată să-l înconjoare. Bine, îi spăvi prin a spune. Nu vreau să constrâng pe nimeni. La un semn al lui, cei trei însoțitori ai săi băgară săbile în teaca pe care le trăzețeră pe jumătate și se retraseră în vestibulul ce se afla înaintea camerei unde se petrecea scena aceasta, dar lăsară ușa deschisă. Cavalere, spuse atunci François I, nu numai că vă scuz scrupulul, dar îl aprob. Nu voi cere copilei să mă urmeze de plăcere. Nu prea știi care ar fi răspunsul său, cu toate că răspunsul acesta este profund nedrept. Nu mai adăugați nimic nici unii, nici alții. Contez pe timp pentru a-mi aduce fica la sentimente mai firești. Mă retrag nedorind să-mi amintesc în această seară decât de semeția voastră, cavalere, de bunăvoința voastră, doamnă. Bun rămas! Fericit cel ce poate conta pe niște prieteni așa ca voi. Regele salută și ieși din încăpere. Înaintea lui se afla ragastă, care apucase o torță pentru a ilumina drumul majestății sale. În momentul în care părăsea casa, François I se întoarse cu fața către cavaler. Așadar, spuse el pe un ton vesel, astă seară sunteți printre ai noștri? A jurat asta, parămise. Și o reînnoiesc majestății voastre, voi fi în noaptea asta la curtea miracolelor. Regele porne la drum escortat de gentilomii săi, în timp ce reaga stă, intră în casă. Dar nu făcu zece pași că se opri. La șantinerii și dumneavoastră de se, rămâneți aici de pază. Dacă vrânul încearcă să iasă, nu ezitați, ucideți-l. Într-o jumătate de oră sunt înapoi. Vino să însac." François I se avântă în direcția Luvrului. La șantinerii se postă la poartă. Dese, porni spre portița din grădină, în casă nu se mai simțea nicio mișcare. La mai puțin de o jumătate de oră mai târziu, după cum anunțase, regele revenise. Marele magistrat îl însoțea. O jumătate de companie de elvețieni îi urmau. Pe tăcute, casa fu încercuită. Atunci, Monclar se apropie de poartă, bătut de trei ori și rosti. În numele regelui! O tăcere de moarte! Monclar a început să bată. Aceeași tăcere. Spargeți poarta, spuse regele. Niște soldați se apropiară cu pârghii pe care marele magistrat dăduse ordin să fie aduse, căci era un om cu prudență și precauție. În zece minute poarta a fost spartă. Casa invadată fu vizitată de sus până în jos, până în cele mai mici unghiere. Era pustie. Monclar, spuse regele cu vocea calmă și ușor tremurândă, care era semnul unei mâini la culme. Monclar îmi este necesar, ragastă. Îl veți avea, sire, dar până atunci există pentru majestatea voastră un mijloc de a-l pedepsi pe insolentul bărbat, lovindu-l în suflet. Ziceți! Făcu plin de ardoare regele. Man, frere, sire, acest cerșetor pe care îl vom aresta și spânzura. Ei bine? Ei bine, este fiul cavalerului de la Gaston. Regele nu-și putu reține o exclamație de bucurie aproape sălbatică. Dădu semnalul de plecare să se reîntoarcă în grabă la Luvru. Totul este gata? întrebă pe Marele Magistrat. Fiți fără teamă, sire! Dacă am ataca imediat, imposibil, sire, înainte de miezul nopții. De ce? Pentru că semnalul trebuie să plece chiar de la curtea miracolelor. Trei focuri de archebuze ne vor preveni că vom putea înainta. Cine le va trage? Regele Argotului, spuse Monclar, nu fără un anumit orgoliu. Sunteți un admirabil șef de poliție, conte, făcu regele. Monclar se înclină satisfăcut. În timp ce intra în apartamentele sale, regele îl întâlni pe maestrul rebele care l-aștepta. Maestre, îi spuse, Vom discuta mâine. Astă seară suntem preocupați de o afacere importantă care solicită întreaga noastră atenție. Ei, Sire, care e afacerea asta mai importantă decât sănătatea și viața? Despre boala în chestiune vreți să-mi vorbiți? Veniți! Îl conduse pe rebele în camera sa. Vorbiți, bunule rebele, spuse când se aflară singuri. Sire, cred că am găsit un mijloc de a preveni răul. Cum vă spuneam azi dimineață, o treabă asta nu este de temut pentru că acțiunea ei este în primul rând ignorată. Ființa este atinsă de către ea în originele sale vii. Este vorba de o anume încetineală și atunci când, din lăuntul organelor, apare la iveală și își face simțită prezența, atunci e prea târziu. Moartea este inevitabilă și moartea asta este atroce. Regele nu se putu stăpâni să nu tremure, cuprins de groaza pe care îi putise să o uite un moment. Atunci este prea târziu, spuse, dar fără să știe, înainte ca să se arate, dacă savantul pătrunde în adâncul ființei și combate odiosul dușman până nu prinde a se consolida. Asta este ceea ce doream să vă spun. Este în mijlocul de a ataca răul încă slab și incapabil de rezistența pe care am găsit-o am să-mi petrec noaptea preparând medicamentul pe care mâine dimineață îl va lua majestatea voastră. Mă salvez, rebele, stigă regele într-o explozie de bucurie destul de asemănătoare cu cea naufragiatului care, pe punctul de a pieri, poate în sfârșit să se salveze. Mă readuși la viață. De aceea, ceea ce vrei? Sire, am fost plătit dinainte, acordându-mi iertarea lui Dole. Majestatea voastră a făcut pentru mine infinit mai mult decât am făcut eu ca să merit asta. Dragă dole, dragă prietene, dacă ați ști ce inimă sire și ce strălucitoare inteligență, dacă ați fi asistat ca și mine la deznădejdea soției și fiicei sale, cât trebuie să fie de fericiți acum când el este liber, căci e liber, nu-i așa sire? nu e așa că legământul vostru legal a prevalat împotriva complotului celor răi? nu e așa că acest îngrozitor monclar ar putea să fie toată viața condamnat și să nu bea decât apă. A abuzat de credulitatea mea afirmându-mi adineaul că Dole se află în temnița sa și că oficialul l-ar judeca? Posac și sumbru, regele îl ascultase pe rebele fără să spună un cuvânt, fără să facă un gest. Sire, reluă doctorul după un moment de tăcere. Aștept ca majestatea sa să mă liniștească. Ascultați-mă, maestre, făcu brusc François I. Într-adevăr, v-am dat cuvântul meu. Majestatea voastră l-a repetat, izbucni rebele. Despre ce este vorba în fond? De viața unui om? De deznădejdea unei întregi familii? Puțin lucru, într-adevăr. Ei, firă -al, al dracului, pentru ce dolet al vostru nu a stat liniștit? În momentul în care v-am promis eliberarea lui, nu cunoșteam ceea ce făcuse în momentul în care îmi vorbeați în favoarea sa. Știu, sire, știu totul. Doleta a încercat să fugă. Iată o mare crimă. Când majestatea voastră era arestată, n-ar fi prins prima ocazie să fugă prin mijlocul unei armate dacă ar fi avut cum sire? Este arestat un nevinovat. Ca să fie arestat, se pune la cale împotriva lui un complot care ar trebui să-i trimită pe autorii săi la munfa fason. dacă dreptatea regală nu și-ar vedea binefăcătoarele raze întunecate de ura celor perverși. Deci, este înfășcat acest bărbat, un nevinovat, un mare gânditor, un suflet gingaș, un fidel și loial slujitor al regelui, o inteligență care trebuie să ilustreze o țară și un veac. Este închis, este închis într-o celulă. I se pun lanțuri la picioare. Timp de zece zile locuiește într-o ceacă și avea apă până la glezne, suferind de foame, de sete, un fierbântat, aiurind. Și când un mijloc de salvare este oferit acestui nefericit, se dorește să fie împins înapoi. S-a făcut o crimă din faptul că a vrut să iasă din infernul său. Tentativa sa nu va fi reținută la proces, spuse cu voiciune regele, sperând să liniștească pe rebele. Asta vă jur. Nu se va reține decât acuzația de erezie. Voi da ordin în acest sens. Înțelegeți, maestre, vă jur. Majestatea voastră este într-adevăr generoasă, continuă savantul cuprins de indignare. Nu va reține decât acuzația care poate să-l trimită pe dole la spânzurătoare. Dacă nu, pe rug. Ah, sire, vreți ca numele dumneavoastră atât de mare și atât de curat să poartă o pată de neșters. Vreți așadar ca istoria să dea în într-o zi că învingătorul de la Marinia a fost învins de un Loyola, căci să nu ne mulțumim cu vorbe goale, sire. Lui Loyola îl sacrificat pe dolet. Vă temeți ca mizerabilul călugăr să nu vă stârnească vreun scandal la sfântul scaun. Sire, vreți să spuneți că vă e teamă? Regele strânse pumnii și fu pe punctul să îi zbucnească. Dar chibzui că rebele conta, ca să zicem așa, pentru viața lui. Și el, care se indigna de această acuzație de frică, pe care ilustru savant o zvârlea cu elocința sa aspră, îi fă într-adevăr frică. Maestre, se mulțumine să spună cu un surus, veniți-vă în fire. Depășiți limita, paramise. Iertare, sire, făcure bele puternic emoționat. Nu acuzați decât durerea mea. Regele întoarse capul. Figura ursuză a lui Loyola trecut prin mintea sa. Așteptați, spuse el deodată. Sire, strigă rebele, dați ascultare inimii voastre mărinimoase. Regele trecu iute în încăperea vecină, unde stătea în permanență bazinea și câțiva seniori. Marele magistrat se afla acolo. François I îl trase într-un colț. Monclar, îi spuse, ce mai face bunul domn de Loyola? Știți că mă interesez prea mult de rana sa pe care o vom răzbuna în curând, sper. Monclar a avut un surâs subțire. Știa că rebele se afla în camera regală. El pricepu ce se petrecea în mintea regelui. Este un miracol, țire, spuse. Dar e sigur că sfântul om nu va sucomba. Chirurgul majestății voastre tocmai m-a încredințat de aceasta. Ah, făcu regele cu simplitate și intră în camera sa. Dacă i-aș fi anunțat că lui Iola este pierdut, gândim un clar, mi-ar fi înnoit ordinul de eliberare pentru Dole. Ei bine, făcu regele către rebele, tocmai făceam imposibilul pentru dumneavoastră. Îl salvați pe Dole, sire? Ah, mulțumesc, nobilă rege! Ei bine, nu! Nu, pe maica prea curată, nu vreau să spun că am făcut un ultim demes pentru a observa dacă n-ar exista mijlocul de a salva pe protejatul vostru. Ei bine, sire? Ei bine, afacerea se află deja pe mâna oficialului. De acum înainte trebuie să mergem până la capăt. De ce, sire, de ce? Întrebă rebele cu înflăcărare. În asta constă toată politica, maestre. N-ar mai fi respect pentru justiție și religie în Franța dacă religia și justiția n-ar fi inflexibile în mersul lor. De data asta, rebele tăcu. Înțelese că Dole era pe veci sacrificat și binevoia să-i răspundă lui François I care, pentru a nu-l îndepărta pe doctor, îi spunea Liniștiți-vă, maestre! Dacă e indispensabil ca Dole să fie condamnat, cu toată inocența pe care o invocați, Mă voi strădui să-i salvez viața. Zdrobit de formidabilul munte al neașteptărilor, pe care încercați să le scoată la iveală, filozoful își lăsă umerii jos, în semn de salvare sau semn de disperare. Medicamentul reluă regele cu timiditatea rușinii. Am să lucrez la el, sire. Și îmi promis, maestre, că va fi gata mâine dimineață? Vă promit, Sire. Rețin promisiunea voastră. Totdeauna mi-am ținut promisiunile, Sire. La acest cuvânt care îl începe pe François I, Rebele se înclină, ieși din camera regală și merse cu inima necată de disperare, se închise în laboratorul pe care îl încropise în grabă. Aceasta este o înregistrare cărți pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco Regele Cerșetorilor Capitolul 54 Diane de Poitiers În momentul în care Rebele ieșea din camera regelui, se petrecea într-una din încăperile care se învecinau cu camera regală o scenă mută, jucată de un singur personaj care nu era mai prejos de o importanță covărșitoare. O scurtă descriere topografică se dovedește necesară. Se ajungea la apartamentul regelui, după ce se trecea prin cinci sau șase săli imense în care François I etalase fastul strălucitor prin care căuta să-și surprindă vizitatorii de marcă și care se potrivea de alt al temperamentului său. Picturi de țiția și Rafael decorau panourile și plafoanele vastelor saloane de recepție. Așadar, după ce s-au traversat aceste încăperi în care o mulțime de curteni, gărzi, ofițeri se duceau și veneau, unde așteptau ambasadorii, unde strălucea luxul și forța stăpânului franței, se ajungea într-un fel de culoar transversal în gust. Aici începeau apartamentele particulare ale regelui. O antecameră mai întâi unde erau admiși apropiații monarhului, apoi, spre dreapta antecamerei, deschizându-se spre ea, se afla cabinetul regelui, în timp ce la stânga se găseau două saloane. După cabinet urma dormitorul. De partea cealaltă era apartamentul prințului, un perete, bara micul culoar despre care am vorbit adineauri. Rezultă din această dispunere că apartamentul prințului era alăturat de cel al regelui, dar pentru a trece dintr-unul într-altul trebuia să se facă un ocol destul de lung. Pentru rege, luvrul se sfârșea la peretele din capătul camerei sale. Pentru prinț, luvrul începea cu acest perete. Ori, încăperea pe care acest perete o separa de camera regală era un cabinet, pe jumătate salon, care era el însuși separat de apartamentul prințului printr-un alt culoar. În acest cabinet, prințul Harry conferea destul de adesea cu cea pe care el o numea înțelepciunea sa, adică Diane de Poitier. Acum, să pătrundem în cabinetul prințului chiar în momentul în care rebele făcea o superbă tentativă să-l salveze pe Tien Dole. O femeie se așezase lângă peretele gros din capăt. Redicase o parte a tapiseriei de catifeasta stacojie și ieși la iveală o gaură circulară cu grilaj. Femeia asta se afla singură în cabinet. Își lipise urechea de grilajul acestei găuri. Și cine s-ar fi apropiat în acest moment ar fi auzit murmurul distinct a două voci care erau ale lui Rebele și François I. Așadar, din cabinetul prințului se auzea tot ce se vorbea în camera regelui. Cine dăduse această gaură în perete? Este foarte probabil că, înainte să fie metresa lui Harry, Diane de Poitiers fusese cea lui François I. Diane fusese întotdeauna o femeie cu mai multă minte la cap decât una cu suflet. Uimitoarea sa frumusețe, ce, printr-un deosebit privilegiu al naturii, o păstra până la moarte, servise diplomației și ambiției sale mai mult decât iubirilor sale. Să fie ea cea care o ordinioară străpunsese peretele pentru a supraveghea pe rege, este foarte probabil. Oricum, ea este singura care cunoștea existența acestei urechi indiscrete, mereu deschisă pentru a profita de cuvintele lui François I. Am spus deja câteva cuvinte despre caracterul acestei ambițioase reci. Să-l completăm, adăugând că gândurile secrete ale Daianei o conduceau spre imaginații pe care nimeni n-ar fi putut să le bănuie. Poate că visa să se așeze pe tronul Franței, alături de viitorul rege Harry. Este sigur, în orice caz, în timpul vieții chiar a lui François I, ea își pregătea puterea și autoritatea pentru ziua când prințul ar fi încoronat. Astfel, pe când ducesa de tomp era gata să săvârșească o crimă pentru a-și prelungi viața cu regele, fără de care cădea neant, Daianei, din contră, era gata să ia în considerație cu sânge rece necesitatea de a-l face chiar pe rege să dispară. Odată ce ar muri, ar fi prințul, amantul său, cel care s-a urcat pe tron. Și atunci, ce nu putea să spere ea care luase asupra minții slabe a lui Harry un atât de teribil ascendent? Nu din întâmplare, Dian de Poitie se găsea în cabinetul prințului, la ora la care regele avea cu rebele discuția pe care am descris-o. Într-adevăr, cu greu putem indica, după ceea ce tocmai am spus, că Dian avea spionii ei, până în anticamera lui François I. În fiecare dimineață, când se scula, era pusă la curent cu ceea ce se făcea sau se spunea interesant la rege și își pregătea ziua în consecință. Astfel, în dimineața acestei zile, ea aflase că François I trimisese în grabă mare să fie căutat maestrul rebele. Daian sărise și îi spuse de îndată. Regele este cu siguranță bolnav. Toată chestiunea este de a ști dacă boala este serioasă. Ea îl cunoștea perfect pe François I și știa de relațiile sale cu ilustrul doctor. Ea se grăbi să ajungă la cabinetul misterios și să ia loc lângă grilajul care acoperea gaura. Când rebele sosi și fu introdus în camera regală, ea nu pierdu niciun cuvânt din ceea ce spunea el. Seara, prevenită, potrivit ordinelor pe care le dăduse că rebele se găsea în antecamera regală, alergă să-și reia postul. Conversația din timpul dimineții se păruse până într-atât de interesantă, încât nu voia să piardă niciun cuvânt din cea de seară. Ascultă cu indiferență tot ceea ce a fost spus cu privire la Etienne Dole. Dar când rebele vorbi de medicamentul pe care îl credea în stare să-i culme răul, a avut o slabă tresărire și păli. Speranța asta se va risipi, gândia. Discuția se terminase de mai mult de 10 minute și Dian de Poartie, se afla în aceeași loc, meritând, cu chipul înăsprit și privirea nemișcată. În sfârșit, scoase un lin suspin, se ridică, lăsă în jos tapiseria de catifea care acoperea grilajul și se întoarse în apartamentul său. Căci de Poitier, în calitate de primă doamnă de onoare, deținea camera sa la Luvru și, cu toate că eticheta nu o obliga să doarmă acolo, își petrecea majoritatea nopților în acea cameră. Ajuns aici, Dian își reluă șirul gândurilor pe care le începuse în cabinetul prințului. Poate că discuta cu ea însăși, poate că încerca să respingă ideea care, sub formă nedefinită la început, se limpezea acum în mintea sa cu o înfricoșătoare claritate. Căși de mai multe ori a fost pe punctul să cheme și de fiecare dată reașeza pe masă ciocănelul de aur lucrat cu minuțiozitate pe care mâna sa, admirabil de fină, nervoasă și albă la pucase. În sfârșit, o expresie de neînfrântă hotărâre îi cuprins echipul care, curând, decăpătă fermitatea senină care era în fire. Chemă. Un valet veni în fugă. Vedeți dacă domnul de jarna se află în Luvru, spuse ea. Dacă nu este, să fie trimis cineva să-l caute și să vină pe dată. Valetul dispăru în liniște și iute, căci femeia aceasta avea talentul să se facă servită și ascultată, cu aceeași amabilitate ca și când ar fi fost regină. După o oră, jarna sosi. În acest răstimp, Daian desăvârșise consolidarea intenției și chipzuirea proiectului pe care îl urzea. Gui de Chabot de Jarnac, abia dacă ajunsese în preajma ei, că și -a început cu el o discuție lungă pe un ton scăzut. Să ne întoarcem acum la maestrul rebele, Părăsindu-l pe rege, se reîntoarse în laboratorul ce îi fusese pregătit. Aici, rebele își impuse să uite tot ceea ce îl frământa, își îmblânzi, ca să spunem așa, indignarea și se strădui să dobândească acel calm senin al savantului care avea să rezolve soluția unei probleme nevoioase. Și asta nu s-a întâmplat decât atunci când s-a simțit stăpân pe sine și în deplină cunoștință de cauză murmură. Dețin viața regelui în mâinile mele. Dacă doresc, pot să nu prepar leacul salvator. Regele ar muri. Da, dar eu nu sunt un asasin. De vreme ce leacul este posibil, datoria mea este să-l fabric. Fie ce-o fi. Atunci începu să lucreze. Către orele 11, s-a auzit larmă mare în luvru, dar absorbit cu totul de munca sa nu dădu nicio atenție zgomotelor își continua lucrările cu calm și încetinarea unui minuțios operator și ar fi fost imposibil să sesizezi pe chipul său urma emoțiilor care îl impresionaseră. La orele două, răspândi în cenușile calde ale șemineului său lichidele și pulberile pe care le folosise. Rezultatul muncii sale îl păstra într-un flacon de capacitatea unei jumătăți de ocale. Era un lichid de culoare brună, destul de vârtos și asemănător cu un sirop. Pe flacon lipi un pete de hârtie pe care scrisese aceste cuvinte. Medicament preparat de François Rebele, doctor, pentru majestatea sa regele. Puse flaconul pe mijlocul mesei la vedere. Atunci se așeză și începu să cugete cu mâna pe frunte. Ce gânduri se frământau în acest moment sub această frunte bombată de unde inteligența părea că iradiază? Fără îndoială, spiritul său se înălța treptat către culmine înalte ale indulgenței, ultimul cuvânt al înțelepciunii umane. Ierta pe cel care nu voise să ierte deloc. Se plasa mai sus decât pasiunea amiciției, dominare sentimentele inimii sale și luând pana, după câteva minute de cugetare, iată ce scrise. Sire, lângă prezenta scrisoare se află sticla conținând leacul pe care l-am preparat pentru majestatea voastră. Părăsesc Luvrul și fără îndoială Franța, pentru că mi-ar fi imposibil să vă revăd fără să vă întreb iarăși pentru ce ați lăsat să fie asasinat Dole când știți că este nevinovat și pentru că v-ar fi imposibil să-mi dați un răspuns potrivit etichetei. Puteam să plec fără să vă salvez. N-aveam decât să vă imit exemplul. Nu vă ucideam, dar vă lăsam să muriți. Am socotit că judecata mea de om să nu ajungă până la acest punct. Bine ar fi să socotiți că judecata voastră de rege ar ajunge până la a smulge pe nevinovat completului celor răi. Majestatea voastră va consuma un dege din vinul pe care l-am preparat în fiecare zi de trei ori, anume dimineața pe nemâncate, la prânz, cu câteva clipe înainte să se servească mâncărurile cu carne, și seara la două ore după cină. Asta timp de nouă zile. Cantitatea de lichid pregătită este îndeajuns. Garantez majestății voastre că dacă vrea într-adevăr să urmeze chiar mâine aceste prescripții, efectul otrăvii de care se teme va fi anulat, în cazul în care această femeie ar fi spus adevărul. În caz contrar, adică dacă regele nu este atins de rău, medicamentul nu va avea niciun efect dăunător. Ar fi bine în timpul acestor nouă zile ca majestatea sa să rămână în cameră, să stea la căldură pentru a provoca sudor abundente care vor ajuta la izgonirea germenilor bolii. Seara, la culcare, majestatea sa va trebui să bea după ce a luat medicamentul lichid, o infuzie de limba mielului pentru a suda și mai mult. Pentru a combate vlăguirea pe care aceste sudori vor fi provocată, Majestatea sea în aceste nouă zile scurse va avea grijă să se întremeze consumând carne de abator. Timp de nouă zile, regele va trebui să se abțină de la vin, hidromel și în general orice băutură excitantă, ca și de la carnea de vânat. Bun rămasire! Părăsesc cu durere țara unde m-am născut, cu bucurie regatul în care asemenea îngrozitoare nedreptăți sunt posibile. Rebele semnă și sigilă scrisoarea pe care o scrisese cu scris ferm, și pe care o reciti pentru a asigura că n-a omis niciun amănunt. Apoi scrise adresa pe plic, majestății sale, regele, la Louvre, și plasă scrisoarea în poziție verticală lângă sticlă. Atunci, făcu un pachet cu câteva însemnări și se pregăti să iasă. La Saint-Germain, loc 0, bătut de ora două. Aproape în momentul în care rebele, își stria scrisoarea, Dian de Poatie, așezată într-un fotoliu la gura focului, părea că doarme. O liniște extraordinară apăsa asupra luvrului. Nu era liniștea unui palat adormit, ci liniștea grea a unui palat părăsit. În acea seară, Dian dăduse liber cameristelor sale, pretextând că nu s-ar culca și nu s-ar putea odihni înainte ca majestatea sa și monseniorul prinț să fi revenit din expedițiile de la Curtea Miracolelor. Cineva bătu discret la ușă. Se duse să deschidă de îndată. Jarnac intră. Ați putut să evadați?" întrebă ea surâzând. M-am letras din încăierare după câteva lovituri de sabie date dinaintea regelui, care m-a observat. Dacă peste o oră pot să merg să-mi reau locul în preajma lui, va fi încredințat că n-am putut fi noaptea sa la Louvre întrucât mă aflam la Curtea Miracolelor. Dian rămase o clipă pe gânduri. Și cercetorii, spuse în sfârșit, se apără. Am plecat când atacul abia începea. Dar în sfârșit, încă erarea poate că este mai periculoasă decât se crede? Periculoasă pentru cine? Făcu jarnac în timp ce o privea pe daian de Poatie. Păi pentru cei care atacă? Pentru rege, de exemplu? Pentru rege, pentru prinț, pentru dumneavoastră chiar? Doamnă, dacă vreți să mă întrebați ce cred despre asta, nu s cotesc că regele poate să fie ucis sau chiar rănit în lupta asta. De ce nu? izbuni Daian, dându-se astfel de gol. Jarnac surâse, ghici gândul Daianei. Pentru că, spuse el, regele nu poate să se aventureze cu adevărat într-o încăierare de acest gen. E deja prea mult că se află acolo și nu știu ce interes straniu a putut să-l determine să facă asta dar e sigur că nu va dori să se expună. Cercetorii nu sunt un dușman demn de loviturile sale. Aveți dreptate, murmură Daian. Pentru rege e nevoie de dușmani mai de temut decât cercetorii sau decât soldații lui Carol al V-lea. Despre ce dușmani vorbiți, doamnă? Bătrânețea, boala! Regele e în putere! În sfârșit, dacă ar muri, ceea ce ferească Dumnezeu, Ați fi regină, doamnă, făcut Jarnac. Mai regină decât doamna prințesă. Adică în situația de a dispune de titluri și onoruri, nu-i așa? Jarnac se înclină. Și dumneavoastră, dragul meu, conte, ce ați devenit dacă această nenorocire ar lovi regatul? Eu, doamnă, aș fi tot bietul gentilom care sunt. Ce-am de câștigat eu sau de pierdut din moartea regelui? Așadar, credeți că prietenii va uita atunci? Jarnac păstă tăcerea. Daian de Potie pricepu că unui asemenea om nu trebuia să-i vorbești cu preținere. Deci, reluia, de credeți că prietenii va uita? Credeți că aș uita eu că ați fost cel mai vehement susținător al meu? Dar cum voi avea mai mult ca niciodată interesul să-mi păstrez sprijinul dumneavoastră, nu aș avea intenția să vă uit. Și prima mea faptă, conte, ar fi să vă întreb: Ce doriți? Ce ați vrea? Ce mi-ați răspunde atunci? O, în cazul acesta, dacă lucrurile s-ar petrece după cum spuneți, dacă evenimentul despre care vorbim s-ar produce, și dumneavoastră m-ați întrebat despre ceea ce mi-ar face plăcere, v-aș răspunde, Doamnă, că nu doresc nimic, că nu vreau nimic, doar că spada mea de gentilom, care poate să vă servească astăzi cu demnitate, n-ar putea atunci să fie pusă în slujba dumneavoastră, în mod onorabil decât dacă ar avea garta din aur cizelat al săbilor de conetabil. Cel mai mare rang militar al regatului, făcut Daian trăsărind. Când mă gândesc la acest bir savant pe care mi-aș cerut să-l gâtui, naiba să mă ia dacă știu pentru ce. Nu m-am putut împiedica, doamnă, să simt o înfiorare de milă. Și pentru a calma înfiorarea asta, dragul meu, Gui, de ce aveți nevoie? O promisiune? O aveți, puteți conta pe mine. Vai, doamnă, observ că nu ne înțelegem. Ce-mi cereți? Să intru în camera în bietului maestru rebele, să-l lovesc cu pumnalul. Într-atât de bine încât să nu mai poată vindeca pe nimeni niciodată. Eu vin în fuga mare, cu pumnul ascuțit, gata, pregătit. Dar, într-adevăr, în fața enormității acestui act, mi-e teamă, mă mărturisesc, sau mai degrabă mila mă ține pe loc. O remușcare anticipată, dacă doriți. Ah, dacă aș avea asupra mea proba absolută, proba scrisă, de exemplu, că am lovit împotriva voinței mele pe onorabilul doctor, oh, atunci cred că aș avea motivul remușcărilor mele. Dian asculta cu sprâncenele încruntate. Era prea târziu să mai dea înapoi. Alergă la un scrin care îi servea de secretar și se întoarse către Jarnac. Dictați, făcuia pe un ton scurt. O, câteva rânduri vor ajunge, spuse Jarnac care se apropia. Ar trebui de exemplu să scrie ceva cam de genul acesta. În ordinul meu, contele Guide și de Jarnac a lovit cu pumnalul pe maestrul François Rebele, care, după cum o dovedesc probele, complota împotriva siguranței statului. Supunându-se ca un fidel slujitor, domnul de Jarnac a adus deci statului un remarcabil serviciu pentru care trebuie recompensat cu titlul de conetabil. Daian de Poatie scrise fără ezitare. Semnă și întinse hârtia lui Jarnac, care o citi, o împături cu grijă și o făcut să dispară de îndată. Cu hârtia asta puteți să mă distrugeți, conte, spuse cu seriozitate Daian nu e imposibil să vă dau o dovadă mai deosebită a încrederii mele. Încredere cu atât mai în siguranță plasată, doamnă, încât m-aș distruge și eu negreșit dacă vreodată ideea absurdă și odioasă a folosirii unei asemenea arme împotriva dumneavoastră mi-ar trece prin minte. Și adăugă cu un aer serios. Dar fiți liniștită, doamnă, sunt al dumneavoastră odată pentru totdeauna. Dacă precauția pe care tocmai am luat-o mi s-a părut necesară, este pentru că titlul la care aspir este excesiv și mă temeam că într-o zi, ca nu cumva să-mi fie acordat o altă recompensă. Ori, eu pe asta o vreau și nu alta. O veți avea conte, dar e timpul. Sunt pregătit, doamnă. Veniți așadar. Daian ieși din camera sa urmată de jarnac. Avea un mers ferm și liniștit și oricine ar fi întâlnit-o, ar fi fost departe să presupună că femeia asta se ducea la un dublu asasinat. La rândul său, Jarnac era foarte impasibil. Chipzuia în sinea lui cum l-ar lovi pe rebele și nici o clipă mila pe care o invocase adineauri nu veni să-l tulbure. Dian se opri în fața unei uși. Aici murmură ea. Când totul va fi sprăvit, mă veți chema. Vreau să iau eu însumi ceea ce e de luat de la rebele. Jarna făcu un semn de încuvințare și bătu încet la ușă. Cum nu răspundea nimeni, Diana îi zise. Fără îndoială că doarme, bateți mai tare. Maestre rebele! În același timp, puse instinctiv mâna pe clanța ușii, pe care o apăsă și, spre marea sa uimire, văzu că ușa se deschidea, camera era luminată. Îl trecu o sudoare rece și, Timp de o secundă îi trecut prin minte că rebele surprinsese conversația sa cu Dayan, că se păzea și că ar avea să se ridice în fața lui spunându-i De ce vreți să mă omorâți? Ce v-am făcut? Dayan mai stăpână pe ea observa această ezitare. Haideți odată, murmură ea. Ce așteptați? Jarnac scoase pumnalul din teacă și intră. A avut o exclamație de surpriză. Nimeni, spuse el. Diane păli și intră în mare grabă. Dacă rebele ar fi absent, planul ei s-ar nărui. Rebele ar fi întâlnit pe rege, i-ar fi înmânat medicamentul salvator și François I ar trăi, adică prințul Henry ar rămâne prinț în loc să fie rege, adică ea însă și-ar continua să fie metresa unui om fără autoritate, în loc să devină regină, cel puțin o regină ocultă. Aruncă în jurul ei o privire de foc și, de sigur, dacă rebele ar fi dispărut în momentul acela, el ar fi strangulat cu propriile sale mâini. Dar privirea îi căzu asupra mesei. Băzut scrisoarea de lângă flacon și țâșni. Cu inima palpitând, citi în scrisul de pe sticlă. Medicament preparat de François Rebele, doctor, pentru majestatea sa regele. Ea citi adresa de pe scrisoare și scoase o exclamație de bucurie nedefinită. Apucând scrisoarea și sticla, se reîntoarse alergând în camera sa. Acolo îl concedie pe Jarnac, care urmase. Odată rămasă singură, deschisă cu hotărâre scrisoarea și o devoră dintr-o privire. Apoi o citi cuvânt cu cuvânt, ca pentru a se încuvința că nu visează. Atunci, înfățișarea ei pentru o clipă răvășită, relua acel aer de demnitate calmă și fermă pe care o avea întotdeauna. Se așeză cu scrisoarea în mână în fotoliul pe care îl ocupa din aur. În momentul acesta, a avut fără îndoială acea supremă visare pe care trebuie să o aibă cei care vor să suprimă o existență umană. Un surâs crud flutură pe buzele admirabile. Gândi că lucidea pe rege în modul cel mai sigur decât un pumna sau un glonț de archebuză și că nici regele, nici nimeni pe lume n-ar putea să se ridice împotriva ei numind o asasino. Nimeni? A avut o în timp ce și amintea de hârtia pe care o semnase din aur lui Jarnac. Dar, aproape de îndată, ea se reînsenină, zicându-și poate că de vreme ce ea îl omoară pe rege, putea la fel de bine să-l omoare și pe jarnac. Atunci s-a plecă către cămin și scăpa acolo scrisoarea lui rebele. Pergamentul se răsuci și curând se prefăcu în cenușă. Apoi, vărsă în cenușă conținutul sticlei, în timp ce amesteca cenușa pentru a ușura absorpția lichidului. Apoi, cu mâinile sale aristocratice, Clăti sticla așa încât niciodată o slușnică de bucătărie nu ar fi făcut mai bine treaba asta. Răzui cu grijă hârtia pe care o lipise pe sticlă și, în sfârșit, deschizând fereastra, aruncă în întunericul nopții flacunul care conținuse viața regelui. Ascultă. După un moment, auzi zgomotul făcut de sticla care se spărgea în mii de cioburi. Atunci, liniștită și senină, închise la loc fereastra și se întoarse să-și reia locul lângă șemineu. François I era condamnat. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco Regele cercetorilor Capitolul 55 Apariția după plecarea lui François I și a celor trei însoțitori ai săi, Ragastă intrase în casă. Trebuie să plecăm de aici pe dată, spuse el lui Spada Cape. Într-o jumătate de oră vor fi aici 50 de gărzi care vor împresura casa. Sunt de aceeași părere, monseniore, spuse cu sângerege Spada Cape. Dar încotro. Da, unde să mergem? Palatul pe care cavalerul îl închiriase era supravegheat, abuse rădovadă. Nu cunoșteau pe altcineva la Paris la care să poată cere găzduire. Ragastă, chipzui un moment. Se aflau pe culoarul care dădea în camera unde intrase François I. La mijlocul acestui culoar începea scara ce conducea la etajul superior. Știu prea bine, reluă Ragăstă, că este neplăcut și puțin sigur să locuiești la Han, dar e cu mult mai bine decât să rămânem aici. Trebuie să rămânem totuși aici!" spuse atunci o voce. Raga stând și spada cape trei și ridicara ochii în același timp către capătul de sus al scării de unde se auzise vocea. Zărirea atunci un tânăr cavaler învăluit într-o mantie cu chipul acoperit de o mască de catifea neagră. Sătea în picioare pe treapta cea mai de sus. Cine sunteți?" făcura gastăm pe un ton amenințător. Vorbiți de îndată! E în joc viața voastră!" În același timp, îl reținu pe spada cape care era să se repeadă pe scară. Țin prea puțin la viață, spuse misteriosul cavaler. Și totuși, sarcina mea nu este pe deplin terminată. Mai am încă câteva de făcut sau ceva de văzut înainte de a muri. Dar nu sunt dușmanul vostru și chiar de câteva clipe sunt prietenul vostru. În timp ce vorbea astfel, cavalerul lăsă să-i cadă mantea și scoase masca. Cavalere, nu mă recunoști? Dumneavoastră, doamnă! exclamă Ragastă, recunoscând cu uimire pe dama de la care a închiriat casa. Era într-adevăr Merlin Ferron. Ea coborâ. Totul e clar, nu-i așa? Făcuia cu un surâs. Iertare, doamnă! Ceea ce nu se explică este că vă aflați în casă fără ca cineva să vă fi văzut intrând. Am o a doua cheie la toate ușile, spuse cu calmitate. Mi-am jurat să nu mai vin aici. Așa v-am spus. Dar noaptea trecută s-a petrecut un eveniment grav, după care am vrut să văd dacă ceea ce presupusesem nu s-a produs cumva în casa aceasta. Nu încerca să înțelegeți. Am venit aici, deci la orele patru noaptea. Pot să nu fac zgomot atunci când o doresc de adins. Am putut ajunge într-una din camerele de sus fără a vă deranja câtuși de puțin. Și iată-mă! Iată-vă! spuse instinctiv spada ca pe Doamnă, spuse atunci ragastă, clipele sunt prețioase. Da, am intervenit în momentul în care s-o să vă refugiați într-un han oarecare. Realegere. n acolo 12 ore, că marele magistrat ar și afla ascunzătoarea dumneavoastră. Este un om abil, domnul de Monclar. Așadar, aveți ceva mai bun să-mi propuneți? Da, veniți. Ragastă urmă fără ezitare pe strania femeie. Ea deschise o ușă și coboră o scară care conducea spre pivnițe. Spada cape făcea lumină cu ajutorul unei făclii pe care cavalerul o folosise pentru a-l conduce pe rege. Merlon Ferro ajunsese într-o pivniță largă și se opri. Niște butoaie erau rânduite lângă perete. Dar, spuse Ragastă, e sigur că pivnița aceasta nu va scăpa vizitei care are să fie făcută? Medla surâse. Ea se îndreptă spre unul din butoaie și apăsă cu putere pe cep. Se auzi de clicul ușor al unui arc. Fundul butoiului se deschise precum o poartă și interiorul apărut ca un culoar circular, ca un intestin unde trebuia să intre aplecându-te. Medlă, pornind între acolo și a ajunse urmată de raga stăn și spada cape, la o a doua pivniță a cărei existență era imposibil de bănuit pivnița, destul de spațioasă de alminteri, era parchetată și amenajată ca o cameră foarte confortabilă. Exista un pat, fotoli, o masă, lumânări. Aerul era reîmprospătat de un șemineu care se pierdea în acoperișul casei. Credeți că o să vină să vă caute aici? Întrebă Merlon surzând. Aveți dreptate, doamnă, și aduc mii de mulțumiri binefăcătoarei mele necunoscute. Vom fi aici în perfectă siguranță am pus să se construiască și să se amenajeze această pivniță și chiar eu am imaginat butoiul cu arc. N-aș avea intenția să vă întreb, doamnă, totuși vă măturisesc că tot ceea ce îmi spuneți stârnește până la cel mai înalt grad curiozitatea mea. E foarte simplu. Casa asta mi-a fost dăruită de cineva care mi-a fost tare drag. Și față de acea persoană ați imaginat aceste precauții? Nu, față de altcineva, care poate avea drepturi asupra mea și de care aveam amă teme chiar din ziua în care mi-a fost dăruită casa. Raga stânse se înclină, aproape înțelegând că existase o intrigă de iubire și de ură sub reticențele gazdei sale. Medlă plecă fruntea ca absorbită de cugetări penibile. Dar, curând, ridicând capul, adăugă. Nu credeam pe atunci că refugiul trebuie într-o zi să aibă o asemenea utilitate. Oricum ar fi, sunt fericită să vi-l ofer. Atât doar, adăugă ea, voi fi obligată să vă cer găzduire pe timpul cât va dura temuta vizită. Doamnă, ne aflăm aici în casa dumneavoastră, spuse Ragaston. Noi acceptăm găzduirea dumneavoastră, de departe de a fi noi cei ce vă oferim. Acestea fiind spuse, Ragaston Făcu un semn lui Spada Cape să rămână în preajma necunoscutei pentru a-i ține companie și ieși din pivniță. Zece minute mai târziu, reapăru un soțit de data asta de Beatrice și de Gilet. Beatrice înaintea spre Medlă. Doamnă, spuse ea cu o voce muzicală care o făcea seducătoare, cavalerul, soțul meu, mi-a spus cât de mult suntem obligați față de dumneavoastră. Vreți să vă fiu prietenă și să-mi permite să vă sărut? La aceste cuvinte, necunoscuta a devenit foarte palidă și se dădu înapoi. Am putea spune cu un gest de spaimă. Iertați-mă, doamnă, spuse Medlon cu o voce chinuită. Nu sunt demnă de prietenia pe care mi-o oferiți. Nu, nu sunt demnă. Nu mă întrebați, vă implor. Considerați-mă ca pe umila voastră servitoare. Dar fiți sigură, nu voi uita niciodată dulcețea glasului dumneavoastră. Niciodată. Biata femeie, murmură Beatrix, cât de mult trebuie să fi suferit. Medlă nu auzi aceste vorbe. Era ocupată să închidă intrarea intestinului, o operație foarte simplă de alminteri și care se făcea împingând un arc în interiorul butoiului. Reveni atunci în cameră sau mai degrabă în pivniță, se așeză la o parte cu chipul ascuns în mantie ca pentru a se izola mai bine. Celelalte personaje adunate o priveau în liniște. Gilet era palidă, dar hotărâtă. Ragaston se asigură pentru orice eventualitate de bună funcționare a celor două pistoale pe care spada cape le-a luat cu el și care le-a încărcat. Așteptarea astfel 20 de minute. Au sosit, făcut deodată Merlin Ferun. E necesar ca niciunul dintre noi să nu miște nici să vorbească. Stingeți lumânarea. Ar fi de ajuns un fir de lumină și am fi dibuiți. Raga stă, stinse lumânarea de ceară se așternu în tunericul. Postat în fața ușii cu spada în mână, cu pistolul la îndemână, Raga stă, aștepta. Zgomotul ușii ce se forța, agitația pașilor care invadau casa, le dădeau de veste despre ce se întâmplă. Apoi, niște voci se apropiară. Se coborâră în pivniță. Au fost trei secunde de neliniște teribilă pe timpul cărora Beatrice și Gilet se ținură de mâini. Apoi, Puțin câte puțin zgomotele slăbiră în intensitate și pivnița era evacuată. Suntem salvați, spuse cu calm Medlă. Într-adevăr, agitația care continuă câteva minute încă în celelalte părți ale casei se stinse la rândul ei și curând o liniște de plină anunță lui Raga stă că oamenii regelui plecaseră. Nu mișcați, așteptați o clipă, spuse Medlă în ferum. Ea se strecură în afară, urcă scara pivniței și parcurse cu repeziciune casa. Prin fereastră, inspectăm împrejurimile. Atunci, ea reveni. Nu mai e nimeni, spuse cu o veselie febrilă. Urmați-mă acum. Dumneavoastră sper nu s-o cotiți să rămâneți în casa asta. Credeți-mă, cel care a venit în această seară are împotriva dumneavoastră chiar de acum o oră care se va traduce printr-o răzbunare teribilă. Vorbiți de rege, doamnă? Fă curaga stă uimit. Merlon se înfioră. Da, spuse ea, forțându-se să se păstreze întreaga fermitate a vocii sale. Vorbesc de rege. Dar casa asta nu este acum adăpostul cel mai sigur de vreme ce presupunem că nu mă mai aflu aici? Da, se presupune că nu mai locuiți aici, dar se bănuie că o altă persoană se va afla aici mai devreme sau mai târziu, și această persoană va mai veni aici în speranța de a o găsi. Chiar de mâine poate regele va reveni. Doamnă, vă ascult fără să vă înțeleg. Dar ne-ați mărturisit o asemenea simpatie că nu ezit să mă încred în sfaturile dumneavoastră. Veniți așadar, am să vă conduc într-un loc retras mai sigur decât acesta. Un ultim cuvânt, doamnă, îngăduiți-mi să vă întreb despre motivele care vă determină să vă interesați în asemenea măsură de noi. V-am spus la prima noastră întrevedere. Îmi este de ajuns că sunteți urâți de regele Franței pentru ca să doresc să vă salvez. Ea pronunța aceste cuvinte cu un accent de ură neîmblânzită. Ragastă, rămase pe gânduri. Pentru prima dată i-a veni în minte ideea că poate pe femeia aceasta a venit regele să o caute, că poate regele era cel care dăruise casa. Dar în fond, Prea multe gânduri de altă natură îl preocupau pentru a zăbovi îndelung asupra acestui subiect. Suntem gata să vă urmăm, se mulțumia el să răspundă. Să plecăm cât mai degrabă. Ea se înveșmântă de îndată cu mantia, își puse din nou masca de catifea pe față și ieși din casă. Giler și Beatrix, acoperite cu glugile lor, raga stân și spada capei înarmați cu pumnale și pistoală ieșire și ei. Trebuiau să meargă pe jos, Gilet era obișnuită cu asta. Cât despre Beatrix, era prea vitează pentru a se înfricoșa să traverseze Parisul mergând pe jos la orele 9 seara, cu toate că ar fi aproape momentul când vagabonzii puneau stăpânire pe drumuri. Se mergea în ordine asta, merlon feron în frunte, deschizând drumul, mergând de una singură, potrivit dorinței sale categorice. Apoi, Beatrice și Gilet escortate de ragastă spada cape, venea în urmă cu sabia scoasă din teacă sub braț. Pe străzile confundate într-un întuneric complet, nu întâlneai decât pe aici pe acolo câte un burghez însoțit de un purtător de felin arbine înarmat, că cerea pe atunci o treabă temerară să ieși pe străzi după stingere. Ajuns era astfel pe strada Saint-Denis, care era una dintre marile artere ale Parisului, ce părea mai animată, mai bine zis câteva cabarete mai erau încă deschise acolo și că, Uneori o ceată de tineri nobili sau de studenți treceau în timp ce cântau cât îi gura. Din timp în timp, patrulele de pază defilau ca niște umbre tăcute, cu halebarda sau cu muscheta pe umăr și care purtau paloșe. Medlon Ferun se opri în fața unei case mari și frumoase, confortabilă, cu acoperișuri ascuțite, deasupra cărora giruetele scrâșneau un vânt. În depărtare, strigătul melancolic al strajei de noapte răsună un moment. Merlin deschise poarta ce permitea să intre în curtea căror ziduri înconjurau casa. Era una din proprietățile lui Feron. Nu o mai locuia și nefericitul era pe cale să o amenajeze ca pe un palat de nobil în momentul îngrozitoarei lui aventuri. Casa era vastă. Merlin intră într-un spațios vestibul unde începea o scară largă de piatră foarte frumoasă cu mână curentele fier forjat în spirale. Ea urcă. La primul etaj era un apartament magnific, compus din mai multe încăperi deja mobilate. patron împătrunse acolo. Aici, spuse ea, nimeni nu va veni să vă caute. Stăpânul casei a murit. Și cu toate că a pronunțat aceste cuvinte pe un ton liniștit, raga stă, crezu că înțelege că existase o oarecare dramă teribilă ascunsă în aceste cuvinte simple stăpânul casei a murit. Doamnă, spuse cavalerul cu adevărat emoționat, a trebuit să vă pot oferi mai mult decât un mulțumesc banal. Pot face ceva pentru dumneavoastră? Merlă scutură din cap și o licărire de triumf îi sclipi în ochi. Tot ceea ce putea fi făcut pentru mine, le-am îndeplinit, răspunse ea. Așadar, domnule, nu vă osteniți. Rămâneți în casa asta atât cât veți considera util și agreabil. Aici sunteți cala dumneavoastră acasă, cu atât mai bine, adăugă ea surăzând, că nimeni nu mai are dublura la chei de la ea, nici măcar eu. La aceste cuvinte, ea salută cavalerește, și înainte ca Agaston și Beatrix să-și fi revenit din surpriză, ea dispăruse. Neobișnuită femeie, spuse cavalerul. A suferit mult și suferă și acum. Să nu ne mai gândim la asta pentru un moment, cel puțin. Dragă prietenă, instalați-vă cum veți putea mai bine în această cameră. Trebuie să plec cu spada cape. Beatrix trebuie sări. Vă duceți la curtea miracolelor? Spuse ea pălind. Trebuie. Am două ore disponibile pentru a încerca să-l găsesc pe tânărul acela ce poartă numele fiului nostru. Gilet împreună mâinile. Vai, salvați-l! Izbucnia. Am să încerc copilul meu. Hai, bun rămas! Beatrix își înălbuși emoția care o sugruma. Draga stă, la rândul său, nu dori deloc să pară emoționat. Își strânse soția în brațe, o îmbrățișă și pe gilet și ieși în mare grabă în de spada cape. În acest moment, trecuse cu puțin de orele zece. Sfârșit!